Pe bune? Am luat 4? Hei, tocilarule, tu cât ai luat? Și eu am luat 4! Cum e posibil așa ceva? Așteaptă puțin, o să-ți placă asta! Uite! Ce faci? Oh, vei vedea! Va fi o capodoperă! E grozav! Arată exact ca proful! Sunt atât de nervos! Asta ar spune și el! Știu, nu? Oh, nu! Ce se întâmplă aici? Rusul nu este permis! Ce avem noi aici? Trebuie să plec! Nu te grăbi! Șterge asta! Stai! Opriți-vă! Oh, cred că doare! Să te înveți minte! Urăsc copiii! E atât de răutăcios! Ești ok? O să dăm un examen! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Ia să corectez lucrările astea! Ce nasol! Am o idee! O să las zarul să decidă! Ar trebui să grăbească procesul! Se pare că ai luat un 4! Mă simt atât de viu! Mai mult noroc data viitoare! Sunt pe val! Încă un 4? Ce păcat! Ar fi trebuit să înveți mai mult! Ia uite! Cineva a luat un 10+! Și-am terminat! Ce? Am picat? Am învățat atât de mult! 10+! Da! Ce? Dar cum? Îți voi dezvălui un secret! Deci dădeam examenul! Ce greu e! Dar cred că m-am prins! Gata! Stai puțin! Sunt o mașinărie de pus note! Nu o să trec niciodată! Un plan plin de contur! Voi folosi stiloul meu special! E gata! Acum voi sufla prin el! Trebuie să acopăr hârtia! Acum voi schimba culorile! E ca arta modernă! Ar trebui să fie de ajuns! Acum etapa a doua! Voi scrie un mesaj! O să fie grozav! O să-i placă mult profului și voi lua o notă bună! Wow! Îmi place cum a ieșit! Mai e un ultim detaliu! Am nevoie de o agrafă de birou! O voi prinde de lucrarea mea! Acum aștept! Am un sentiment bun în legătură cu asta! Ce ai făcut? Wow! Păi, trebuie să faci tot ce poți! Uite, ia astea! Mersi, frate! Asta pare suculent! Ce faci, profa? Sunt atât de dezamăgită! Care-i problema ei? Arată destul de realist! Sunt cu ochii pe tine! Să începem lecția! Da? O să-i arăt eu! Voi crea ceva special! Va fi o capodoperă! Voi începe cu portocaliul! Wow! Am un talent născut! Da Vinci ar fi mândru! Voi picta ochelarii acum! Îmi place mult! Ce faci? Ar trebui să fie într-o galerie! Tu ar trebui să înveți! Perfect! Dă-mi aia! Se presupune că asta sunt eu? Vă place? Ai dat de necaz! Ia-ți adio de la acoarelele tale! Locul lor e la gunoi! Gata cu prostiile! Chiar mă distram! Stai, am o idee! Voi avea nevoie de un creion! Hai să ne apucăm de treabă! Voi începe cu ascuțirea creionului! Până acum toate bune! Voi lua puțin din praful roșu și îl presar în paleta mea! Voi face la fel cu celelalte creioane! Ce multe culori! Exact ca un curcubeu! Acum voi adăuga apă! Câteva picături ar trebui să ajungă! E la fel ca o vopsea! O voi testa! Așa! Wow! Merge! E uimitor! Voi picta ceva special! Asta va fi capodopera mea! Hai! Ce faci acolo? Nu mă luați în seamă! Te-am avertizat! Nu! Stop! Ce-ai făcut? E superb! Stai! Ce se întâmplă? Îmi convine! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! Interesant! Înțeleg! Ce plictisitor! Hei, Justin! Ce e? Vrei să te joci? Păi, bine! Ia de aici! A
Asta e tot ce poți. Ai încurcat-o. Hai să te văd. Elevi! Oh, ești tare! Fără jocuri la ore. Jocuri? Ce jocuri? Așa, da. Psst, vine un coace. Ascultă cu atenție. Hei, uitați-vă la semn. Fără conspirații. Acum am dat de bucluc. Lucrați. Am o idee. Ce părere ai? Nu, proful o să se supere. Unde ți-e simțul de aventură? Vreau doar să mă distrez. Scuze. Stai un pic. Știu ce să fac. Îmi trebuie banda adezivă. Da, asta e bună. O voi pune pe caietul meu. Voi face două linii. Apoi voi adăuga linii orizontale. Avem nevoie de piese de joc. Putem folosi agrafe de birou. Hei, Emily! Pentru ce e asta? Nu prea înțeleg. Uită-te la asta. Încep eu primul. Înțeleg. O voi pune aici. E rândul meu. Mai bine nu făceai asta. Știu ce fac. Da, eu câștig. Bine jucat. Vrei să jucăm iar? Ce faceți? Nimic, serios. Da, doar vă ascultam. Pare credibil. Mușca momela. Bate palma. Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale. Bună, uite biletul meu digital pentru film. Totul pare în regulă. Intră, vizionare plăcută. Bună, am venit la film. Ăsta e biletul meu pentru film. Dar trebuie să văd ce e în geanta ta. Vorbești serios? Ok, poftim, ocolesc. Gata, doar pe astea le-am la mine. Poftim? Uite ce de dulciuri. Clar o să le confisc. Ești o răutate. Eu doar îmi fac treaba. Hai, frate, tipul ăla de la pază nu glumește când caută mâncarea. Poate merge să fac ceva în legătură cu asta, totuși. Da, normal! Pot să-mi folosesc produsele de machiaj. Ele sunt mereu soluția. Ok, mai întâi trebuie să scap de luciul de buze. Și acum mi-am luat cutia de suc. Clar o să am nevoie de suc. Așa că o să scot un pic de suc cu seringa asta. Ok, cred că e destul suc. Acum pot să-l pun în recipientul luciului de buze. Trebuie să umplu chestia asta cât de mult pot. Gata! Și acum pot să-i pun la loc capacul. Trebuie să-l închid bine. Nu vreau să-mi curgă în geantă. Bun, e imposibil să-și dea seama că ăsta nu e un produs de machiaj. Uite, pot să mi-l aplic pe buze și e delicios. Bun, e timpul să văd filmul ăsta. Stai, știu că o să vrei să te uiți în poșeta mea. Stai liniștit, o să scot totul ca să vezi. Da, aveam niște ronțăieli, pot să le iei pe toate. La gunoi cu ele, pa, pa! Dar astea sunt farturile mele. Pot să le păstrez, da? Am nevoie de ăsta ca să-mi hidratez buzele. Chiar nu-mi pasă de produsele tale de machiaj. Intră! Grozav, mersi! O seară plăcută! Ce întâlnire dubioasă! Da, am reușit să intru în cinema cu sucul meu! Apropo, chiar am nevoie de o gură acum. Stai pe loc! Regula petrecerii e că mâncarea și băutura sunt interzise. Nu! Tocmai l-a gunit pe tipul ăla din cauza mâncării. Dar eu ce fac cu geleurile mele? Am nevoie de ele! O să le mănânc pe toate chiar acum. Ce bune sunt! Pot să ascund câteva aici, pe sub mână și în șosete. Ok, ar trebui să meargă. E timpul să mă duc la petrecerea aia. Să vedem. Ai ceva de mâncat sau de băut la tine? Faci mișto de mine? Îți văd geleurile. Geleuri? Astea fac parte din ținuta mea. Wow! Hai, pleacă de aici. De ce nu m-a crezut? Hei, stai puțin, poate ghirlanda asta chiar mă va ajuta totuși. Ok, o să încep prin a tăia ghirlanda aici. Gata, și acum pot să o dezmembrez. Adio, florilor. Așa, asta e ultima. Acum am șnurul ghirlandei. O să-l întind ca să fie lung și drept. Și acum evident că e timpul să punem geleurile. O să le aliniez pe șnur așa. Da, și acum pot să repet treaba asta de-a lungul șnurului. Ia uite ce de geleuri! Delicioase! E timpul să îndoi capetele astea. Trebuie să arate ca niște panglici care atârnă cât de cât pe șnur. Ok, hai să mai adăugăm câteva. Geleurile sunt cele mai bune. Și apoi evident că trebuie să pun florile la loc, ca să arate ca o ghirlandă. Sunt și frumușele. Ok, mi se pare că arată super bine. Ia să văd. Da, a devenit o fustă tare simpatică. Sunt atât de isteață. Hei, pot să mă duc la petrecere acum? Tu ești fata de mai devreme. Stai să te privesc mai atent.
Ok, arăți grozav, dar mai întâi limbo! Ura! Treci pe dedesubt! Hai că poți! Ura! A fost distractiv! Oh, Doamne, a fost atât de greu! Am nevoie de niște geleuri ca să-mi recapăt energia! Habar n-are! Delicioase! Și acum am energie ca să petrec toată noaptea! Petrec, petrec, petrec! Bun, ceaiul ăsta o să fie grozav! Oh, în timp ce aștept să se infuzeze... Hei, David! Ce e? Vreau și eu ceva de băut, te rog! Ah, ok, sigur! Oh, e un mix de ciocolată caldă aici! Bun, dulciuri! Dulciurile sunt cele mai tari! Da, stai să scot chestia asta! Hei, ce naiba? Ai mâncat toate dulciurile! Haide, dă-mi-o pe aia imediat! Vorbesc serios! Dă-mi chestia aia chiar în momentul ăsta! Nu glumesc! Of, sunt atât de supărat pe tine acum! Dar ciocolățica! Of, fie, ia-o înapoi dacă înseamnă atât de mult pentru tine! Ura! Mersi, David! Grozav! Acum nu mai am nimic dulce de mâncat! Ok, nu o văd pe nicăieri, pot să mă furișez aici! Și acum o să-mi iau punga cu râme din jeleu pe care am ascuns-o aici! Da, ador jeleurile, sunt preferatele mele! Bună, David! Îmi dai și mie niște râme din jeleu? Te rog! Of, ia toată punga atunci! A luat-o! Dar asta făcea parte din planul meu, pentru că în timp ce le mănâncă ea pe alea, eu am o rezervă și mai secretă! Am luat un tub de paste de dinți și am scos-o pe toată! Oh, uită-te la gelul ăla! Ok, tubul e gol, o să arunc pasta de dinți! Și acum o să-mi aduc râmele din jeleu! O să le bag în tub! În cap, perfect! Acum o să pun capacul la loc ca să finalizez camuflarea! Și acum când vreau să mănânc o râmă din jeleu, am una pregătită! Da! Abia aștept să mestec jeleul ăsta delicios! Mm-mm-mm, ce bun e! Uf, brusc mi-e super foame! Stai! Creionul meu! Normal! Dacă e cumva ceva dulce? Da! O să-l rot pe tot! Ha? Ce face el acolo? David, termină! Ha? Ce e? Vrei și tu? Dacă vreau niște creion... Creion? Ah, da, îmi imaginam doar că era ceva de mâncare. Ah, David, uite, stai să-ți arăt ce are diferit creionul meu. Am început cu niște ciocolată, evident, apoi am pus-o într-o lingură și mi-am luat uscătorul de păr. Era timpul să topesc ciocolata aia și apoi am avut nevoie de creionul meu. Gumele de șters se scot ușor. Am pus un mic tub în capătul creionului. Așa am putut să torn ciocolata topită. Oh, ia uite, arată atât de bine! Dar trebuie să se usuce și să se întărească. Ta-dam! O gumă de șters din ciocolată pe creionul meu. Ai fost atent? Sper că da! Poftim, poți să lei tu! Wow, mersi, Madison! Ești grozavă! Mmm, ce bună e! Chiar a venit la fix! David, nu! Oprește-te! Restul e doar un creion obișnuit! Ah, da, uitasem iar, scuze! Iu, cale liberă! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să mă vadă nimeni! O să fie ceva epic! Mereu mi-au plăcut orele de artă! Păcat că asta e o oră de mate! E timpul să-mi creez capodopera! Oh, da! Asta va fi opera mea! Ar trebui să fie într-o galerie! Ce faci? Jared, oprește-te! Ce? Oh, tu ești! Ce-a fost în mintea ta? Șt, vorbește mai încet! Sper să nu mă părăști! Nu, e de rău! Trebuie să rezolvăm problema! Ce faci? Nu atinge! E artă! E vopsea de ghiozdanul tău! Profesorul va ști că ai fost tu! Ah, calmează-te! Nu poți risca! O să șterg! N-ar trebui să dureze mult! Se mărește! Nu mă așteptam la asta! Cred că am înrăutățit lucrurile! Ups! De ce ai face așa ceva? Încerci să mă bagi în necazuri? Stai! Trebuie să găsim o soluție! Graffiti! Așa o să se rezolve totul! Ce vrei să spui? Știu ce fac! Voi începe prin a desena un val pe marginea ghiozdanului. Acum trebuie să-l vopsesc! Rozul ăsta deschis e drăguț! O să-l aplic peste pată și acopăr partea superioară a ghiozdanului. La final voi vopsi jumătatea interioară. De data aceasta folosesc galben. Nu vreau să ratez niciun loc sau să vopsesc peste roz. Voi aștepta să se usuce vopseaua și apoi voi adăuga linii diagonale subțiri. Folosesc vopsea maro pentru asta. Acum voi folosi o carioca pentru a desena forme. Astea vor fi bombonelele. Apoi le voi picta pe unele cu albastru. Trebuie doar să mă asigur că nu depășesc conturul. Așa nu mă voi grăbi. Pe celelalte le voi vopsi cu alb. Asta e ultima! Cred că am terminat! E ca o înghețată! Uite-ți ghiozdanul nou și îmbunătățit! Ce părere ai? Îți place? Wow! Ăsta e ghiozdanul meu? E grozav, mersi! Ești cea mai tare, Madison!
Stai așa, am ceva pentru tine. Haide, exprimă-te. Serios? Mă simt onorată. Oh, nu, clopoțelul! Trebuie să plecăm de aici. Liniștiți-vă, elevi! Lecția de astăzi e importantă. Salutare! Scuze că am întârziat. Am avut cel mai mișto vis. Era un unicorn. Nu din nou, Jared. E a patra oară în această săptămână. Nu, m-am săturat. Ah, dar voiam să învăț despre știință și alte chestii. Și unu, și doi, continuați! Sunt aici, sunt aici, scuze! N-o să vă vină să credeți ce zi am avut! Serios? Stați așa, elevi, trebuie să mă ocup de asta! Deci, ce-am ratat? Cât e ceasul? Nu am ceas! Ieși afară! De ce se tot întâmplă asta? Simțiți cum arde! Și unu, și doi! Bravo, minunat! Muzica adevărată vine din suflet! Bună ziua, am ratat soloul meu! Liniște, elevi! Nu păreți încântată! Cât e ceasul, Jared? Nu mai spuneți! Continuăm! Iu, credeam că o să întârzi! Am emoții! Vreau ca această întâlnire să fie perfectă! Unde-i Jared? Ne întâlneam în seara asta, nu-i așa? Haide, mi-e așa de foame! E atât de jenant! Mama m-a avertizat în legătură cu el! Îmi pare rău, mă spălam pe cap! Am pierdut noțiunea timpului. Mă vei putea ierta vreodată? Nu. Madison, așteaptă! Poate ziua asta să fie mai rea de atât? De ce? Inima mea e frântă. Vreau doar să fiu iubit. Auci! Stai, e un semn. E un ceas, dar știi ce vreau să spun? O să schimbe totul. Voi folosi un creion 3D și voi desena linii pe cadranul ceasului. Vreau să le împart în secțiuni. Apoi voi umple marginea. Dar voi folosi culori diferite. Ce drăguț arată! Mai am doar o secțiune de colorat. Dar nu am terminat încă. Wow, o să fie atât de util! De ce nu m-am gândit la asta înainte? Unde mi-e carioca? Trebuie să notez fiecare secțiune. Fiecare secțiune va fi o parte a zilei mele. Nu voi mai întârzia niciodată. Stai, cât durează școala? Știu, cred că e gata. Acum o să se schimbe radical treaba. Aici mă antrenez. Și aici e ora mea de muzică. Wow, e exact ce aveam nevoie. O, nu, am întârziat. Cu siguranță nu sunt o persoană matinală. Ok, e timpul să transpirăm. Să începem, elevi. Nu, nu se poate! Salutare! Ce v-a luat atât de mult timp? Wow, sunt impresionată, Jared! Haide, lucrează-ți abdomenul ăla! Hai, să fie mai interesant! Ador provocările! E greu! Aștept cu nerăbdare acest curs! Bună ziua, elevi! Ce? Ce cauți tu aici? Sunt gata să învăț! Îmi place acest Jared nou și îmbunătățit! Deschideți-vă cărțile, elevi! Frumos, Jared! Ai o voce de înger! Asta e cea mai importantă parte a zilei. Uite-o că vine! Jared, ești aici? Nu mai aveam răbdare. Astea sunt pentru tine. Sunt frumoase. Nu la fel de frumoase ca tine. Șmecher, nu? E foarte simplu dacă stai să te gândești. Despre ce vorbește? Sunt foarte confuză. Nu, nu se poate. Am rămas fără hârtie. Știu, o să folosesc bani. Am nevoie de mai mulți. Puteți explica mai lent? E atât de mult de învățat. Stai, ce a spus? Așteptați puțin. Puteți repeta? Eu nu înțeleg. Acum vine partea importantă. O să vă placă. E atât de palpitant. O să vă cred pe cuvânt. Am rămas fără hârtie. Stai, mâna mea. Voi scrie pe ea. Sunt atâtea informații. Ce n-ai? Nu mai avem timp. Eu mi-am terminat treaba. O să șterg aici. Mă distram de minune. Ok, trebuie să plec. Ce? Nu am terminat. Și noi ce facem acum? Arăt bine. Îmi place rujul ăsta. Nu vreau să întârzi la oră. Atenție! Ce s-a întâmplat? O să-mi iasă un cucui. Ar trebui să-mi strâng lucrurile. Ăsta nu e al meu. E cam ciudat. Ăsta e caietul tău? E șmecher. Dă-mi ăla. Tu nu știi să apreciezi lucrurile frumoase. Uite ștampila mea. Îmi voi ștampila toate lucrurile. Acum o să știm care sunt ale mele. De parcă mi-ar păsa.
Oh, un baton de lipici! Ar putea fi util! Nu-mi trebuie o ștampilă sclifosită! Da, ăsta va fi util! O să trec la treabă! Voi avea nevoie de un cutter! Îl voi folosi ca să sculptez batonul de lipici! Voi elimina părți din el! Nu mă grăbesc! Dacă fac o greșeală, s-a terminat! Voi scoate partea asta! Ar trebui să fie suficient! Dar voi avea nevoie de puțină culoare! Voi folosi vopsea pentru partea asta! Am grijă să acopăr lipiciul! Ok, momentul adevărului! Îl apăs pe hârtie și las în urmă o inimă! Uite! Ce n-ai? Ai și tu o ștampilă? Îți arăt eu ție! Deci așa, Sunt o mașinărie de ștampilat! Nu mă vei învinge niciodată! Ce nervantă e! Posterul ăsta e al meu! Asta crezi tu? În niciun caz! Întotdeauna mi-am dorit posterul ăsta! Prea târziu! Ha, am luat ceasul! Aș putea face asta toată ziua! Asta e banca mea! Mereu mi-am dorit trofeul ăsta! Ce se întâmplă? Opa, cred că a fost o greșeală! Ce? O, nu! Pe bune? Gata, nu există decât o singură soluție! Nu te trec clasa și nici pe tine! Da, presupun că o merit! Acum plecați de aici! Îmi trebuie un alt job! Ora asta e atât de plictisitoare! Ce e asta? De unde a venit? Un test? E pe bune? Ai spus un test? Nu, trebuie să fie o glumă, nu-i așa? Nu, e pe bune și e foarte greu. Haide măi, nici măcar nu am învățat. Din fericire, eu nu trebuie să învăț. Pot să-mi folosesc telefonul. O să mi-l pun în penar. Toate răspunsurile sunt la îndemâna mea. Nu știam asta. O să fie ușor. Succes, David. N-o să trec. Cred că o să iau din nou 4. Asta dacă nu... Am o idee grozavă! Trebuie doar să-mi ajustez puțin pixul. Voi începe prin a-l demonta. Trebuie să scot manșonul. Așa, acum voi pune o bucățică de hârtie pe el. Conține toate răspunsurile. Apoi pun la loc manșonul. Mă asigur că acoperă copiuța. E perfect! Acum sigur voi trece testul. Foarte interesant. Iar profesoara habar n-are. Trebuie doar să învârt pixul și văd răspunsurile. Asta căutam. Mai bine mă grăbesc. Ce se întâmplă aici? Super test, unul dintre cele mai bune. Chiar mă face să muncesc din greu. Trebuie să mă compor normal. Îmi voi schimba imaginea de pe telefon. Îmi luam un pix. Ok. Eu a fost la limită. Știu, nu-i așa? Nu bănuiește nimic. E secretul nostru. Bun, nu pare să fie nimeni pe aici. E timpul să fiu șireată pentru o gustare. O să scot căștile mele fără fir și o să torn niște ciocolată. Oh, arată atât de dulce și ciocolătos și cremos și delicios! Acum o să agit nițel ciocolata. După ce s-au întărit, pot să le scot. Ta-da! Căști din ciocolată! Sunt delicioase! Asta e cea mai bună idee pe care am avut-o în ultima vreme! Dar șt! Hai, frate, mi-e atât de foame, dar sunt captivă în camera asta stupida pedepselor! Am întârziat ca o fraieră și am fost pedepsită pentru asta! Bun, gata! Trebuie să mănânc ceva chiar acum! Am pachetul ăsta de biscuiți! Trebuie să fie ceva de mâncat aici! Sunt bune și firimiturile! Hai, intrați la mine în gură! Stai, s-au terminat? La naiba! Trebuie să fie și altceva de ronțăit! Coadă în spate? Da, știam eu! Aveam o bomboană agățată în spate! Oh, da! E fix ce-mi trebuia! A fost bună, dar tot mi-e foame! Domnule, alo! Domnule profesor, pot să mă duc la baie? Un mare nu! Ești aici ca să-ți izbăvești pedeapsa! Dar am făcut-o! Uitați câte rânduri am scris! Nu sunt suficiente! Scrie în continuare! Nu pot să cred că stă acolo și mă urmărește! Nu-i atent! Acum e șansa mea să dau un telefon scurt! David, sunt captivă în camera pedepselor și mor de foame! Am nevoie de ajutorul tău! Serios? Vrei să văd dacă pot să fac ceva? Hei, e timpul să furișez niște gustări! Ok, să vedem! Profesorul stă la catedră! Vai de mine! Nu se poate! E David! Sunt aici! Bună, Madison! Te rezolv eu! Așteaptă puțin! Ok, am skateboardul ăsta! E timpul să-l aranjez cu niște gustări! Trebuie doar să pun niște bandă adezivă pe pungile astea și să le lipesc pe placă! Apoi umplu skateboardul cu toate bunătățile astea! Acum trebuie să-i livrez lui Madison ca să nu mai moară de foame! Ia uite ce minunăție! Sunt un geniu! Ok, trebuie să-l pun pe jos și să-l trimit! Vai de mine! Îmi trimite skateboardul lui! L-am primit! Acum hai să vedem ce mi-a trimis! Da! Chiar a reușit! Uite ce de ronțăieli grozave!
Vai de mine, miros atât de bine! Da, nici măcar n-a observat! Ok, elev, e timpul pentru test! Sper că ați învățat! Bine, hai să facem asta! Oh, asta e ușoară! E un tocilar! Nu am nevoie să învăț! Am toate răspunsurile chiar aici! Sigur voi lua un 10! Sunt atât de inteligentă! Nu știam asta! Ce face Emily? Nu pot să cred! Hei, aici! Ce s-a întâmplat, Matthew? Emily copiază! E adevărat? Ce? Nici nu aș visa la așa ceva! Aruncați o privire! Ce a spus? Stai! Am văzut telefonul! Eu nu văd nimic! Ești groaznic! Poți să-mi termin testul? Sunt mereu cu un pas înainte! Mai mult noroc data viitoare, Matthew! Sunt prea deșteaptă! Dar! Faceți liniște! Ăsta e secretul nostru, ok, prieteni? E încă aici! Eram atât de neliniștită! Sper că lui Matthew să-i placă! Îl merită? E pur și simplu de vis! Adică, uite-te la el! Mai bine îl împachetez! Vreau să fie perfect! Ce ambalaj de cadou să aleg? Asta e drăguță! La fel ca Matthew! Va trebui să o tai! Stai! Asta nu e foarfecă! Sunt sigură că am una în geantă! Unde e? Oh, nu! Știu! Haide! E în această plantă? Nu! Ce mă fac? Va trebui să o rup! Nu mă voi grăbi! Ok, pot să fac asta! Așa, încetişor! Nu a mers conform planului! E un dezastru! Ce e aici? Poate merge să folosesc astea! Da, cred că va merge! Țac, țac! Voi ține chiarele așa și voi face o mișcare de tăiere! Până acum totul e bine! Funcționează! Wow, e uimitor! Aproape am ajuns la capăt! Acum pot să împachetez cadoul! Voi face un pliu drept și în doi colțurile! O să fac o fundă și asta-i tot! Acum trebuie doar să-l găsesc pe Matthew! Iată-l! Stai, 2 și cu 2 fac 4! Înveți ceva nou fiecare zi! Matthew? La mulți ani! Wow, mulțumesc, Emily! E așa de palpitant! Nu se poate! Întotdeauna mi-am dorit setul ăsta! De unde-i știut? Mă bucur că-ți place! Ev, sunteți pregătiți? E timpul să dați test! Puteți începe să dați greș! Da! Ador testele surpriză! Nu o să meargă bine! Nu înțeleg nimic din toate astea! Îmi place întrebarea asta! Madison! Hei! Aici! Ce e? Poți să mă ajuți? Te rog! Ok! Îți fac rapid o copiuță! Aici ai tot ce-ți trebuie și o voi trimite prin poșta aeriană! Sunny! Vine! Haide! Nu cred! Voi opri treaba asta! Avionul meu de hârtie! Să nu mai încerci asta din nou! Vorbesc serios! Sigur, am înțeles! Grozav! Acum ce mă fac? Poate voi avea noroc! Da, sigur! Scuze, am încercat! Trebuie să putem face ceva! Stai așa! Tabla! Da, știu! Voi avea nevoie de caietul meu! O să-i schimb aspectul, îl voi vopsi în negru, dar asta nu e o vopsea obișnuită. E pentru tablă, o voi folosi pentru a-mi acoperi caietul. Îl pictez uniform. Mai am puțin. Gata, acum aștept să se usuce. Nu ar trebui să dureze mult. Acum voi lua o bucată de cretă. Pot să scriu răspunsul pe vopsea. Exact așa, și apoi îl pot șterge. E perfect! E timpul să o ajut pe Sunny. O să fie uimită! Așa fac și mai multă matematică. Toată lumea câștigă. Ok, hei, Sunny. Ia uite. Wow. Aproape am găsit răspunsul. Știam eu. Wow, mulțumesc, Madison. Ai înțeles? Bun. Stai așa. Ce se întâmplă? Hei, nu copiați. Trebuie să șterg răspunsul. Nu-l pot lăsa să-l vadă. Nu copiez! Uitați, e doar un caiet! Bine, scuze! Probabil că îmi imaginez lucruri!
Continuați cu testul. Mersi, Madison! Ești cea mai tare! Stai liniștită! Abia aștept să termin acest curs. Știu, se lungește. Woohoo! Gata! A fost o muncă grea! Pa, Sunny! Pa, ne vedem mai târziu! Am plecat de aici! Wow! Ce? Sunny? Oh, nu! Ești bine? Stai să te ajut! Stai acolo! Ce s-a întâmplat? Nu știu! Nu mă mir! Stai! Ai alunecat pe Pix! Nu voi permite să se mai întâmple asta! Voi începe prin a tăia o bucată de carton așa. Apoi am nevoie de o carioca neagră. Voi trasa conturul cartonului. Apoi voi completa detaliile. Vor fi două pisicuțe drăguțe. O să arate grozav! Ok, cred că ajunge! Acum voi întoarce cartonul. Mai e un singur lucru de făcut. Voi lipi magneți pe carton. Voi pune o pisicuță în caiet. Apoi voi pune Pixul în mijloc. Pot să închid caietul. Și apoi conectez magneții. Pixul ăla nu mai pleacă nicăieri. Ce părere ai, Sunny? Wow! Mulțumesc, Madison! E exact ce-mi trebuia. Să mergem! Iubesc această nuanță de ruj. Șt, trebuie să mă concentrez. Așa, arată bine. Încă o tăietură. Am reușit. Acum am nevoie de niște lipici. Doar un strop. Oh, da! Poate că e prea mult. M-am lăsat purtată de val. E atât de lipicios. Scârbos. Se simte ciudat. Sticlă de lipici proastă. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta. Aoleu, ce mizerie. E a patra oară pe ziua de azi când face asta. Trebuie să o ajut. Și am soluția ideală. Această sticluță cu bilă va rezolva problema. Dăm lipiciul. Vrei chestia asta? Te avertizez, a scăpat de sub control. Știu ce fac. Mai întâi voi goli sticla. Apoi voi turna lipiciul în ea. Ușurel, nu vreau să vărs nimic. Nu vreau să fiu ca Madison. Ne-am numit surorile lipicioase. Ok, gata. Acum pot să pun capacul cu bilă pe sticlă. Pentru tine. Ce este? Vrei să folosesc lipiciul? Ești sigură? Urează-mi noroc. Wow, ia uite. E cantitatea perfectă de lipici. Cred că e gata. Lui Kevin o să-i placă la nebunie! Ok, copii! Ați dat testul! Și va fi greu! Puteți începe! Ia să vedem! Oh, ce întrebări grele! Unde-mi sunt creioanele? Nu sunt la locul lor! Ce ciudat! Nu e nimic în asta! Hei, tu cine ești? Nu mai contează! Ops! E vreo problemă, Julie? Ok, o să-mi scot un pix din rucsac. Sigur am pixuri înăuntru. Sper. Ce-i ăsta? Drăguț, dar n-am nevoie de el. O să stau la alt birou? Căutăm asta. Trebuie să-mi exersez mușchii. Sunt super forțoasă, frate. Serios, nu e normal. Apar n-am de unde a apărut ăsta. Pe cai? Nu. De fapt, ăsta să-l păstrez pentru mai târziu. N-am timp de asta. Aha! Ce e? Astea sunt cumva ale tale? Nu le-am văzut niciodată! Corect! Da, sunt ale mele, scuze! Ce, Julie? La ce te uiți? Cred că am o idee! La ce te referi? Am nevoie de elasticul ăsta! E fix ce-mi trebuie, mersi! Ce se întâmplă mai exact? Am un voiaj în... pe cap? Dispar de aici! O să pun elasticul peste caiet. O să-l prind cu lipici fierbinte. Apoi o să bag un pix de desubt. O să mai pun puțin lipici lângă pix. Folosesc lipici cu sclipici ca să arate mai bine. Apoi o să adaug alte rechizite. Tigla și compasul. Am loc pentru tot ce-mi trebuie. Și așa nu o să le mai pierd. Am totul într-un singur loc. E super comod. Uite, eu l-am făcut. Julie! Ups, corect, testul, am uitat complet. Ce păianj îngrețos. Trebuie să mă grăbesc să termin testul. V-a expirat timpul. Fixurile jos. Strâng eu foile. Iu, la fix. S-a terminat deja? Dar abia am început.
dă-l încoace. Nu, stați! Haideți să negociem! Nu cred că Julie ia notă de trecere. M-ai dezamăgit, Julie. Dar mi-ați văzut căietul? Noua mea husă de telefon e genială! Wow! Știu, am mereu parte de astfel de reacții. Oh, vreau și eu să văd! Wow, ce norocoasă ești! Cum arată husa ta? A mea? E normală! Da, eram sigură! Ah, mă sună cineva, trebuie să plec! Wow, arată super, Julie! Oh, bună! Tocmai mi s-a înseninat ziua! Eu abia așteptam să plec de acolo! Hei, Naomi! Bună, Leo! Am ceva pentru tine! Am cules-o special pentru tine! Poftim, cadou! Mersi, ce drăguț! Stai puțin! Leo, e fix ce-mi trebuie! O să pun florile astea pe o bucată de hârtie de copt. Apoi o să le acopăr cu scotch. O să le întind bine. Apoi o să le decupez de jur împrejur. Și o să dau jos hârtia de copt. Și o să le lipesc de husa telefonului. O să fac la fel cu toate. Wow! Ce colorată e acum! Ai văzut? Credeam că eu sunt cea mai populară din clasă. Ai fost! Îmi faci și mie una? Te rog! O să tai un pic aici? Ah, știu! Se va potrivi perfect! Urmează bățul pentru frigăruie. Perfect! Am o nouă pensulă de machiaj! Hei! Ai o pensulă nouă? De unde o ai? Ah! Ce ai făcut? Ești absolut îngrozitoare! Piu! Am ajuns în sfârșit la bar! O cola, te rog! Bună! Poftim, o cola! Aia e cola mea! Nu-i bai! Ți-o deschid eu! Stai așa! Reușesc imediat! Ah, ce greu se deschide! Ok, cred că ajunge! Am propria metodă, mersi! Poftim! Ai folosit un ondulator de gene? Noroc! Ah, ce răcoritoare e! Seară frumoasă! Am fost eclipsat de un ondulator de gene? Of, iar am detenție! În regulă, știți ce aveți de făcut! Copiați asta de 500 de ori! Of, o să dureze o veșnicie! 500 de ori înseamnă foarte mult! Nu o să mai... chiulesc niciodată! Vai de mine! Deja mă doare mâna! O să-mi ia o zi întreagă ritmul ăsta! Ha, pe vremea mea! Am scris de suficiente ori? Nu! Nici măcar nu sunt pe aproape! Trebuie să pot face ceva! Hei, ia stai puțin! Aveam soluția fix în fața ochilor! Trebuie să lipesc toate pixurile astea între ele! Uite așa! Pun lipici și pe partea cealaltă! Trebuie să fie lipite bine! Am terminat! Sunt gata de treabă! Ia să vedem! N-o să mai chiulesc... Ah, funcționează! Pot să scriu 4 rânduri deodată! Sunt un geniu! Ce idee bună! Nu vine să cred ce rapid m-am mișcat așa! Gata! Am scris de 500 de ori! Vai de mine! Ce rapid ai fost! A, stați puțin! Am uitat câteva foi! Uitați și restul! Ah, clar te-ai învățat minte! Ce băiat bun! Ce fericită sunt! Uf! Acum trebuie doar să le număr! Nu vine să cred! Ai scris de mult mai multe ori! De 5000 de ori! Ce tare e piesa asta! Ah, aș putea să fac cina!
O să dau volumul mai tare cât gătesc. Ia să vedem ce avem noi aici. Oh, nu! Frigiderul e aproape gol. N-a mai rămas decât cheeseburgerul ăsta vechi. Poate totuși pot face ceva. Nu, e prea vechi. La gunoi cu tine. Hei! Cred că există totuși o soluție. O să torn niște apă în bolul ăsta și o să-mi mui burgerul în ea. Gata! Îl pun pe farfurie și îl bag la microunde. E gata! Și miroase bine! O să vrea și ceva de băut. Bună! M-am întors! Wow! Mersi că mi-ai făcut ceva de mâncare! Wow! Arată foarte bine! Ce bun e! Mersi! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! Fetelor, ia uitați ce ruj am eu! Vai, ești atât de norocoasă! Știu, e cel mai tare! Buzele mele o să arate atât de bine! Fetelor, unde ați dispărut? Serios? Inspira adânc! Ups, vi se potrivește culoarea asta? Frumoasă încercare! Știi regulile? Fără farduri! Dar putem să mai vorbim despre asta? Să înțeleg că nu! Ia să văd cum arăt! Oh, nu! Am o față atât de ștearsă! Dar sunt mereu pregătită! Am o rezervă secretă de farduri pentru urgențe! O să-l iau eu! Fără farduri! Nu-i corect! E o situație îngrozitoare! Care mai e scopul dacă nu pot să arăt fabulos? Viața e pustie fără farduri! Stai puțin! Știu! Pot să folosesc sticluța asta de pastă corectoare! E fix ce-mi trebuie! O să încep prin a goli lichidul! O să-l vărs într-un castronel! Pot să-l folosesc mai târziu! Acum o să spăl sticluța! În continuare o să-mi iau luciul de buze preferat! Pot să folosesc o pipetă ca să-l scot din tub! E mult mai simplu așa! Nu vreau să fac mizerie! Acum o să ajungă în sticluța de pastă corectoare! O să o umplu imediat! Ajunge! Și o să-i pun capacul! Sunt atât de isteață! Și buzele mele o să arate grozav! Oh, da, e mult mai bine! Mi-a fost dor de asta! Hă? Ce faci? Wow! Îmi trebuie și mie! Ia banii ăștia! Ok, fetelor, stați la coadă! Mersi, Essie! Dă-mi, dă-mi! Ești cea mai tare! Wow! A fost o plăcere să fac afaceri cu voi! Așa, draga mea, creionele astea sunt atât de drăguțe! Suntem super norocoase! Știu, dar totul ține de coordonare, adică trebuie să se potrivească. Cred că trebuie să vezi asta. Ce naiba? Hei, Sunny, unde ți-e creionul? Creionul meu? Oh, da, aici este. Oh, nu, nu e ok. Nu le pot lăsa să vadă asta. E pe aici, pe undeva. O secundă. Trebuie să fiu rapidă. L-am găsit. Mereu îl pierd. Ce părere aveți? Glumești? Elevi, sunteți pregătiți? E timpul să dați test. Puteți începe să dați greș. Da, ador testele surpriză. Nu o să meargă bine. Nu înțeleg nimic din toate astea. Oh, îmi place întrebarea asta. Madison, hei, aici. Ha? Ce e? Pot să mă ajuți? Te rog. Oh, ok, îți fac rapid o copiuță. Aici ai tot ce-ți trebuie și o voi trimite prin poșta aeriană. Sunny, vine! Haide! Oh, nu cred! Voi opri treaba asta! Avionul meu de hârtie! Să nu mai încerci asta din nou! Vorbesc serios! Sigur, am înțeles! Grozav! Acum ce mă fac? Poate voi avea noroc! Da, sigur! Scuze, am încercat! Trebuie să putem face ceva! Stai așa! Tabla! Da, știu! Voi avea nevoie de caietul meu! O să-i schimb aspectul, îl voi vopsi negru, dar asta nu e o vopsea obișnuită. E pentru tablă, o voi folosi pentru a-mi acoperi caietul. Îl pictez uniform. Mai am puțin.
Gata! Acum aștept să se usuce. Nu ar trebui să dureze mult. Acum voi lua o bucată de cretă. Pot să scriu răspunsul pe vopsea. Exact așa! Și apoi îl pot șterge. E perfect! E timpul să o ajut pe Sunny. O să fie uimită! Așa fac și mai multă matematică. Toată lumea câștigă! Ok! Hei, Sunny! Ia uite! Oh, wow! Aproape am găsit răspunsul. Știam eu! Wow, mulțumesc, Madison! Ai înțeles? Bun! Stai așa! Ho? Ce se întâmplă? Hei, nu copiați! Ah, trebuie să șterg răspunsul. Nu-l pot lăsa să-l vadă. Nu copiez. Uitați, e doar un caiet. Oh, bine, scuze. Probabil că îmi imaginez lucruri. Continuați cu testul. Fio. Mersi, Madison! Ești cea mai tare! Stai liniștită! Abia aștept să se termine acest curs. Știu, se lungește. Woohoo! Gata! A fost o muncă grea. Pa, Sunny! Pa, ne vedem mai târziu. Am plecat de aici. Wow! Ce? Sunny? Oh, nu! Ești bine? Stai să te ajut. Stai acolo. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu mă mir. Stai! Ai alunecat pe Pix. Nu voi permite să se mai întâmple asta. Voi începe prin a tăia o bucată de carton așa. Apoi am nevoie de o carioca neagră. Voi trasa conturul cartonului. Apoi voi completa detaliile. Vor fi două pisicuțe drăguțe. O să arate grozav. Ok, cred că ajunge. Acum voi întoarce cartonul. Mai e un singur lucru de făcut. Voi lipi magneți pe carton. Voi pune o pisicuță în caiet. Apoi voi pune Pixul în mijloc. Pot să închid caietul. Și apoi conectez magneții. Pixul ăla nu mai pleacă nicăieri. Ce părere ai, Sunny? Wow! Mulțumesc, Madison! E exact ce-mi trebuia. Să mergem! Iubesc această nuanță de ruj. Șt, trebuie să mă concentrez. Așa, arată bine. Încă o tăietură. Am reușit. Acum am nevoie de niște lipici. Doar un strop. Oh, da! Poate că e prea mult. M-am lăsat purtată de val. E atât de lipicios. Scârbos. Se simte ciudat. Sticlă de lipici proastă. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta. Aoleu, ce mizerie. E a patra oară pe ziua de azi când face asta. Trebuie să o ajut. Și am soluția ideală. Această sticluță cu bila va rezolva problema. Dăm lipiciul. Vrei chestia asta? Te avertizez, a scăpat de sub control. Știu ce fac. Mai întâi voi goli sticla. Apoi voi torna lipiciul în ea. Ușurel, nu vreau să vărs nimic. Nu vreau să fiu ca Madison. Ne-am numit surorile lipicioase. Ok, gata. Acum pot să pun capacul cu bilă pe sticlă. Pentru tine. Ce este? Vrei să folosesc lipiciul? Ești sigură? Urează-mi noroc. Wow, ia uite! E cantitatea perfectă de lipici. Cred că-i gata. Lui Kevin o să-i placă la nebunie. Bun, cine crede că poate rezolva această problemă? Madison, gândește rapid! Nu a fost frumos, Jared! Ignoră-l, păpușico! Aia e o păpușă? Madison! Dar, nu e corect! Trebuie să o înveselesc! Și cred că știu ce să fac. Guma asta de șters m-a inspirat. Voi avea nevoie de ajutorul tău, păpușico? Fă-te comodă! O să-ți oferim o schimbare de look! Ai luat în calcul părul scurt? Crede-mă, știu ce fac! Acum trebuie să aplic un pic de lipici. Folosesc lipici roșu cu sclipici. O să acopăr capul păpușii. Wow, arăți? Ciudat! Madison o să fie foarte surprinsă. Bună, Madison! Asta e pentru tine! Ce? Ce ai făcut? Stai! Lasă-mă să-ți explic! Poți să-i folosești capul drept gumă de șters! Așa! Madison, ce ți-am spus? Oh, asta e guma mea de șters! Vă arăt acum! Vedeți? E un instrument școlar esențial! Îmi pare rău! E perfect, Jared! Poc, poc, poc! Jocul ăsta e grozav! Cursul ăsta se prelungește! Asta e lumea! Îți faci joc de mine? Hei, Jared, vrei să jucăm un joc? O să încep eu! Nici gând! Asta înseamnă distracție pentru mine! Oh, acum ce o să fac? Sunt atât de plictisită! Oh, știu! Jared, uite-te la asta! Matematica poate fi interesantă!
Matematica? Plictisitoare! Dispari! Ce? Nu! Am pierdut! Nu! Ce? Jared, nu mă întrerupe în mijlocul unei lecții! Scuze, continuați! Cred că trebuie să o iau de la capăt. Nu sunt permise telefoanele în clasă! Dă-mi-l! Ce? Nu-i ok, frate! Sper să nu joci jocul meu! Copii și dependența voastră de tehnologie! Nu era așa pe vremea mea! Unde rămăsesem? Asta înseamnă că trebuie să fac tema acum? Nu neapărat! Aceasta e șansa mea de a străluci! Oh, Jared! Uite ce am eu! Oh, dă-mi-l! Ce jocuri ai? Nu atât de repede! Trebuie să fac câteva modificări! De aceea am creionul meu 3D! Îmi voi pune telefonul pe masă cu ecranul în jos. Apoi voi desena un mic pătrat negru cu creionul 3D. Voi face asta pe spatele telefonului. Vreau să alternez pătratele. Deci există un spațiu gol între ele. Apoi voi umple golurile cu plastic alb. Am terminat! Este exact cum mi-am dorit. Ce părere ai? Ce ai făcut telefonului meu? Stai, ți-arăt acum. Am făcut mici discuri colorate. Acum putem juca dame. Oh, ce idee grozavă! Se învârte iar și iar. Oh? Uh-oh, poartă-te normal. Așa e mai bine. E atât de hipnotizant. Ok, nu-i atent. Știam că vei face mișcarea asta. Capodopera mea e aproape gata. Ah, o să fie expusă într-un muzeu. Stai așa, ăla-i desenul lui Justin? Ah, e mult mai reușit decât al meu. Poate dacă mă uit crucișa arată mai bine. Pe cine păcălesc? E groaznic. Mă întorc imediat. Trebuie să arunc așchile astea la gunoi. Aș vrea să pot crea așa ceva. Stai puțin, poate reușesc! Am nevoie doar de folia asta de plastic. O să o pun peste desen, apoi desenez deasupra. Trebuie doar să trasez conturul. E simplu? Sunt un geniu! Sunt sigur că toți artiștii mari fac asta. Nu copiezi, doar te inspiri. Acum ridic folia de plastic și o pun pe o foaie albă. Folosesc un sucitor ca să transfer cerneala. Ta-da! Arată grozav! Ia uite ce-am făcut, Justin! Nu se poate! Arată exact al meu! E super! Mințile grozave gândesc la fel, nu? Suntem talentați! Vino în coace, amice! Oh, da! De aia suntem cei mai buni prieteni! Tema asta e grea! Stai puțin! Ce-a fost aia? Nu pricep nimic din chestiile astea! N-au nicio logică! Oh, nu! Formulele se multiplică! Lăsați-mă în pace! Ai luat nota 4, Justin? Și mă bucur! Ce e cu zgomotul ăsta? O să-mi iasă un cucui! Se învârte camera? Nu, probabil e o contuzie! Care-i problema, amice? De ce fizica e atât de grea? Nu înțeleg deloc! O să rămân corijent! Au, capul meu! Stai puțin, amice! Trebuie să-mi pun un plastur aici. Ce rău arată! Trebuie să fiu mai atent. Mult mai bine! Ce? Problema mea e mai importantă, tată! Nu pot să iau nota 4! Trebuie să înveți! Încerc, dar uit tot! Stai, știu! Așa te vreau, Justin! Ha? Mă refer la plasturi? Îi iau eu! Ăștia o să-mi rezolve problema! Adio, nota 4! Scot folia de pe spatele plasturelui. Am scris toate formulele pe bucățica asta de hârtie. O pun pe mijlocul plasturelui. Și o să am răspunsurile la îndemână. O să trec cu brio testul ăsta. Ce rău mă doare! Vai, ce-ai pățit? E recentă treaba, nu vreau să vorbesc despre asta. Tot o să dai testul. Normal, abia aștept. Baftă, o să ai nevoie. Asta crezi tu? O să dezlipesc plasturele astea și am tot ce-mi trebuie. E isteață treaba, nu-i așa? Putem să plecăm acasă? Da, ora s-a terminat. Hai să ștergem de aici. Vrei să ne vedem mai târziu? Se pare că trebuie să fac curat. Copiii ăștia sunt atât de dezordonați. Ia uite, nu se învață minte niciodată. Ok, arată bine. Petele astea sunt îngrozitoare. O treabă făcută bine. Unde o fi? Știu că l-am lăsat pe banca mea. S-a întâmplat ceva, puștoaico? Aveam o jucărie squishy pe banca mea. Ați văzut-o? Era preferata mea. Scuze, puștoaico, nu știu. Acum trebuie să dau cu mopul. Stai! Cum de copilul ăsta are atât de multe gunoaie? O să ajungă la gunoi. O să se învețe minte. Ha? Ce mizerie!
cred că am strâns tot. Pot să duc sacul în tomberon. Așa. S-ar putea să o fi aruncat în tomberon. Ok. Poate merge să fac ceva. Buretele ăsta s-ar putea să fie util. Vreți să fac curat? O să încep prin a înmuia niște lut. Apoi o să folosesc sticla asta ca să-l aplatizez. Și o să aibă aceeași grosime. Am tăiat o bucățică de burete și o să o pun în mijlocul lutului. Acum o să împăturesc marginile. Vreau să acopăr complet buretele. O să folosesc iar sticla ca să uniformizez totul. O să obțin un pătrat fin. Uite așa! E timpul să fiu creativ! O să desenez o față pe lut. Trebuie să aibă un zâmbet larg. Și o să creez și alte personaje. Sunt atât de moi și elastice! Astea sunt pentru tine! Wow! Sunt grozave! Wow! Le ador! Mulțumesc! Ah, cu plăcere, puștoaico! Stai puțin! Podeaua mea! Podeaua mea dragă și curată! Arată bine! Sprâncenele mele sunt perfecte! Un pic de ruj! Mă bucur că am timp să fac asta! Ador ora de pictură! Arăt ca o operă de artă! Nu pot să zic același lucru și despre pictura lui David! Mai bine îmi termin machiajul! O să-mi fac niște codițe cu tuș! Ar putea să iasă mai bine! Hai să încercăm iar! Ah, nu ăsta era lucrul pe care voiam să-l obțin! De ce e atât de greu? Ha? Ce faci? Scot banda adezivă de pe pictura mea! Îi dă un efect super tare! Arată bine, nu-i așa? Da, mi-a venit o idee! Am nevoie de niște bandă adezivă! Aha, asta e perfectă! O să arăt uimitor! O să-mi pun banda sub nas și în sus pe obraj! Apoi mai pun puțină în lateralele ochilor! Știu că arată ciudat, dar ai încredere în mine! Trebuie să-mi întind creionul de ochi! Banda adezivă are rol de șablon! Când o scot, obțin codițele perfecte! Impresionant, nu? Și atât de simplu! Hei, David! Aici... Wow! Poți să iei tu tabloul ăsta! Mersi! Ce plictisitor! Am atât de multe de făcut! Poate mă odihnesc, nițel! Doar un pic de distracție ca să mai descrețez fruntea! O să pun iPad-ul aici! Trebuie să-l proptesc de ceva! Nu merge! Serios? Devine enervant! Cred că știu cum să rezolv situația! Nu trage cu ochiul, așteaptă acolo! Așa, da! E un suport grozav! E mult mai tare decât exercițiile din clasă! O să deschid dosarul și o să pun niște lipici în colțuri! Vreau să aibă cam aceeași formă ca un iPad! Am niște fâșii de material, o să le presez pe lipici! Trebuie să mă asigur că sunt fixate bine! Acum o să-mi bag iPad-ul printre ele! Așa o să stea locului! Isteață treabă, nu-i așa? Ador canalul ăsta! David? Ce se întâmplă? Mai bine l-ascund! Ce interesant! Pare să fie totul în regulă! Ce băiat cu minte! Ține-o tot așa! Sigur că da! Deci, unde rămăsesem? Ce amuzant! Astea sunt rezultatele testelor voastre! Știu că o să iau nota 10! Ce? Nota 4? Nu se poate! Am luat nota 10? Wow! Sunt mai deștept decât Ocilara! Super! Nu fi tristă! Pot să rezolv eu problema asta? Crede-mă! O să decupez nota proastă! Chiar ai luat un 4? Scuze, a fost urât din partea mea! Acum o să o înlocuiesc cu nota 10 și o să unesc foile cu pastă corectoare! Ce faci? Așteaptă și o să vezi! Ok, gata! Poftim! Stai! Sunt iar deșteaptă! Mersi, David! Ce treabă, isteață! Stai puțin! Ăsta-i testul greșit! Știu! Se pare că am luat iar un 10! Deci nu sunt deștept până la urmă, nu-i așa? Nu! Sunt atât de plictisită! Aș putea dormi chiar aici! Nu pot ține ochii deschiși! Poate că o să-i odihnesc o secundă! Ce? Sania a dormit! Asta e șansa mea! E timpul pentru farse! Tac! Infracțiunea perfectă! Trebuie să mă apuc de treabă! Voi începe prin a rupe capătul unei scobitori. Apoi am nevoie de o bucățică de bandă adezivă. Voi înfășura banda în jurul scobitorii. Apoi o voi vopsi. Voi lăsa o mică secțiune neacoperită deocamdată. O să vopsesc cu roz. Voi lăsa vopseaua să se usuce. Apoi voi înfășura niște bandă argintie. Vreau să arate realist. Sunt mulțumită! Acum pot îndepărta banda de la capătul ascuțit. Am pus vopsea neagră într-un bol. Îi voi înmuia vârful în ea. Wow!
se pune lângă restul. Arată uimitor! Sani o să ia razna. O să le pun înapoi pe biroul ei. Și acum, trezirea! Ce? Unde mă aflu? Ce s-a întâmplat? Oh, nu! Uită-te la creionele tale! Ce? Cum? Nu vine să cred! Sunt foarte mici! Suntem uriașe? E atât de ciudat! Aha! Te-am băgălit! Ce vrei să spui? Uite-ți creioanele! Ok, a fost bună faza! Ți le dau înapoi! Piu! Ok, deci pliezi pe această linie. Pare destul de simplu. Stai, putem să o luăm de la capăt? Madison, ai o farfecă? Ha? Ce e? Am nevoie de o farfecă? Ah, sigur. E pe aici, pe undeva. O caut. Nu putea să ajungă prea departe. Sigur am văzut-o. Stai așa. Aproape s-a terminat ora. Lasă-mă o secundă. Am un sistem de clasare unic. Ai verificat sub hârtie? Hârtie albastră sau cea portocalie? E greu de privit. Stai! Știu ce trebuie să fac. Madison, ia uite! Ce e? O să-ți pleacă la nebunie. Voi începe prin a împături cartonul în două. Apoi trebuie să-l deschid la loc. Acum îl voi împături pe verticală. Voi face un pliu pe margine. Apoi pot întoarce cartonul și îl împăturesc din nou. Voi îndoi colțurile înăuntru. E ca și cum ai face un avion de hârtie. Voi îndoi părțile laterale. Apoi le voi plia deasupra. Acum pot să întorc creația și repet acest pas. Voi împături acest triunghi. Aproape am terminat. Acum o voi deschide. E o cutie! Îți poate ține toate hârtiile și cartoanele. Wow! Ești un geniu! Sunt impresionat! Stai, mai e ceva? Pune totul aici. Te va ajuta să-ți păstrezi biroul curat. Wow! Ce m-aș face fără tine? Uită-te la biroul meu! Niciodată nu a fost atât de îngrijit! Și uite, farfeca! Știam eu că era acolo! Poți să o iei! Mersi! Trebuie să termin proiectul ăsta. Mai e un singur lucru de făcut! Ce bine m-am simțit! Poți să o iei înapoi! Madison? Serios? De ce mă mai chinui? E atât de plictisitor. Putem pleca? Numărul 1 este foarte interesant. Am o poveste haioasă despre el. Doamne, abia aștept. O să trag un pui de somn. Hei, Madison, trezește-te! Nu poți adormi în clasă? A adormit repede? Oh, știu! Asta o va trezi cu siguranță. Iar eu îmi exersez ținta. Madison! Ce? De ce ai făcut asta? Ai adormit! Pot să mă învinovățești? Vorbesc serios! Bine, voi sta trează, dar nu sunt încântată. Poate că asta mă va înveseli. Stai așa, mi-a venit o idee. Mai întâi am nevoie de o cariocă neagră. Voi face semne pe marginea paharului. O să le fac la intervale egale. Acum voi lua o farfecă, voi tăia semnele. Trebuie să înlătur 4 secțiuni. Voi împături capetele. Am făcut o gaură în centru. Voi băga un pai prin ea. Apoi voi îndoi capetele. Le voi fixa cu banda adezivă. Acum voi pune obiectul într-un alt pahar și voi împinge paiul prin bază. Sunny, fii atentă! Ce sunt alea? Ia uite! Îl pun peste mingea de hârtie și trag paiul. E un dispozitiv care apucă. Am unul și pentru tine. Wow, mulțumesc! Acest curs tocmai a devenit interesant. Am luat-o. Ce faceți? Încă nu am ajuns la partea bună. Vă rog, continuați. Testul ăsta e greu. Bună, Sunny! Bună, ce mai faci? Am jucat basket. Șt, trebuie să mă concentrez. Mă rog. Ce docilară ești. Sunny, nu te supăra! E incredibilă! Arunc-o la gunoi! Ce? Șt, am treabă! Unii oameni sunt atât de nepoliticoși! Bine, o fac eu! Trebuie să fac eu totul! Stai așa, am o idee! Da, o să meargă! Voi tăia sticla în două, apoi voi turna sclipici în secțiunea de jos. Wow, uite cum strălucește! O să las asta deoparte. Acum am nevoie de o hârtie cartonată. Voi tăia cercuri și dreptunghiuri din ea. Apoi le voi lipi împreună. Voi pune asta în interiorul sticlei. Arată uimitor! Sunt mulțumită! E perfect pentru creioanele mele! Intrați aici! Wow, îmi place la nebunie! Ce părere ai? E ok, dar eu am terminat testul. Ce? Am uitat de el! Oh, nu! Ora s-a terminat! O să iau o notă proastă!
Wow, ce mult vorbește tipul ăsta! Și n-are niciun sens ce zice. E vital să învățați asta, o să fie și la test. Eu aud doar bla bla bla. Știu ce face ora asta mai plăcută. Niște gustări. Mi s-a făcut foame de la atât ascultat. Oh, caramea dulce. Stați! Am auzit foșnetul unui ambalaj de caramea? O să savurez. Ce crezi că faci? Nu-i frumos, frate. Știi regulile? Fără gustări la ore. O iau eu pe asta. Și pe restul. Ce poți face? O să verific dacă e o caramea adevărată. Oh, da, 100% zahăr. Unde rămăsesem? Ah, gustările nu sunt permise, dar n-a zis nimic de suc. Ăsta e perfect. Dar o să am mai multă grijă acum. Îl țin ascuns. Habar n-are. Stai, unde a dispărut? Adică, ce faceți? Cred că sucul îmi aparține. Ah, cum o fi ajuns acolo? E ultimul tău avertisment, Alex. S-a întors cu spatele. Trebuie să fiu rapid. Nu prea cred. Poftim! Recunoaște, sunt prea priceput. O să scap de asta. Mai aveam puțin. Aproape că-i simțeam gustul. Sunt cu ochii pe tine. Frate, ce tip dur. Bine, mă opresc acum. Stai, batonul meu de lipici. Mi-a venit o idee. Cred că pot să-l folosesc. Mai întâi trebuie să scot lipiciul, apoi curăț interiorul tubului. Acum am nevoie de caramelele mele preferate. Apoi le presez pe toate. Vreau să formez o minge din caramele. Împing tubul în ea. Așa, tai o bucată din minge. Acum pot să îndepărtez cantitatea în exces. O păstrez pentru mai târziu. Am o caramea baton acum. Când răsucesc tubul, iese carameaua. Merge exact cum am plănuit. Cea mai tare parte e că nimeni nu bănuiește nimic. Un deliciu. Stai puțin, ce e cu mirosul ăla încântător? Nu, iar, simt miros de caramele. Poftim? Nu, nici nu visez la așa ceva. Totuși nu te cred. Trebuie să mă uit mai atent. Vă rog, nu e nimic aici. Doar îmi foloseam banalul baton de lipici. Așa să fie. Adică spune adevărul, nu văd nicio caramea. Ok, cred că m-am înșelat. Așa se pare. Mă scuzați, am ceva de lipit. Un deliciu. Poate că totuși ora asta nu e atât de rea. Un pic de umbră aici. Crez o capodoperă. Mi-am rupt creionul. De ce mi se întâmplă asta mereu? E așa enervant. Din fericire sunt întotdeauna pregătit. Mereu păstrez o ascuțitoare aici. Iată. E destul de plină deja. Mai bine o colesc. Hei, te superi? Îți bați joc de mine? Cred că-s mai puternic decât îmi dau seama. Sigur, cum spui tu. Dar asta nu rezolvă problema cu creionul meu. Ce o să fac acum? Ce bun e. Alex, ce tot faci acolo? Îmi ascut creionul, nu e evident? Nu chiar. N-a funcționat. Oprește-te! Ce s-a întâmplat? O merită. Lasă băta jos. Bine, probabil că ai dreptate. Am un plan de rezervă. Nu! Ce ar trebui să fac? Lasă-mă să te ajut. Poți folosi asta. E răspunsul la toate problemele mele. Îți arăt eu creionule. Va fi frumos și ascuțit. E mult mai ușor. Mersi, Sunny. Poate ar trebui să o iei mai ușor, Alex. Ce vrei să spui? Cred că e suficient. Sunt așchi de creion peste tot. A scăpat de sub control. Mai mult, mai mult, vreau mai mult, m-auzi? Cred că are o problemă. Asta începe să devină ciudat. Stai puțin, poate pot folosi sticla asta. Da, știu ce să fac. Voi scoate capacul și voi face o gaură în el. Are dimensiunea perfectă. Apoi am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. Voi pune lipici în jurul găurii. Pe urmă voi lipi o ascuțitoare. Voi aștepta să se întărească. Apoi înfiletez. Este exact ce are nevoie. Alex, oprește-te! Trebuie să încerci asta. O sticlă goală. Stai așa, e o ascuțitoare înăuntru. O să încerc. Urează-mi noroc. Colectează toate așchiile. Mersi, Sunny, ești cea mai tare. Bate palma. Ar trebui să golesc asta. Ce n-ai? Da, așa mai merge. Aici e o mulțime de mâncare confiscată.
Dar regulile sunt reguli. Nimic nu trece de mine. Oh, îmi chioreie stomacul. Poate voi lua o gustare rapidă. Nimeni nu va ști. Mmm, ciocolată! E așa delicioasă! Ups, aproape că mi-au scăpat dulciurile. Ups, asta nu e bună. Mai bine mă duc la ore. Și ar fi bine să arăt intimidant. Stai așa! Știi că nu ai voie cu mâncare în clasă. E o zonă fără gustări. Ai ciocolată pe față? Ce vrei să spui? Mmm, dar tot nu ai voie cu mâncare. Nu-i corect! Wow! Ar fi putut ieși urât. Stai așa, gustările mele! Of, ziua asta devine din ce în ce mai rea. Abia așteptam să le mănânc. Mai bine le adun de pe jos. Ce mizerie! Sunt ursuleți de gumă peste tot pe podea. Stai așa! Uită-te la asta! Soarele topește ursulețul gumat. Ia să văd asta! Wow! Hei, mi-a venit o idee! O să scot guma de șters de pe creionul meu. Apoi voi introduce un pai. Exact așa! Voi tăia excesul. Cred că-i de ajuns. Acum voi lua o lumânare aprinsă. Voi topi un ursuleț gumat pe flacără. Mmm, ce bine miroase! Vreau să se transforme într-un lichid. Apoi voi turna sucul delicios în pai. Nu vreau să-l vărs. Voi aștepta să se întărească. Bomboane gumate secrete! Oh, da! Tu din nou! Nu am nimic de mâncare? Chipsurile astea sunt așa bune! Uf, a funcționat! Cred că merită o gustare! Un deliciu! Exact ce aveam nevoie! Miam! Cale liberă! Trebuie să mă grăbesc! Nu vreau să mă vadă nimeni! O să fie ceva epic! Mereu mi-au plăcut orele de artă! Păcat că asta e o oră de mate! E timpul să-mi creez capodopera! Oh, da! Asta va fi opera mea! Ar trebui să fie într-o galerie! Ce faci? Jared, oprește-te! Ce? Oh, tu ești! Ce a fost în mintea ta? Șt, vorbește mai încet! Sper să nu mă părăști! Nu, e de rău! Trebuie să rezolvăm problema! Ce faci? Nu atinge! E artă! E vopsea pe ghiozdanul tău! Profesorul va ști că ai fost tu! Ah, calmează-te! Nu poți risca! O să șterg! N-ar trebui să dureze mult! Se mărește! Nu mă așteptam la asta! Cred că am înrăutățit lucrurile! Ups! De ce ai face așa ceva? Încerci să mă bagi în necazuri? Stai! Trebuie să găsim o soluție! Graffiti! Așa o să se rezolve totul! Ce vrei să spui? Știu ce fac! Voi începe prin a desena un val pe marginea ghiozdanului. Acum trebuie să-l vopsesc. Rozul ăsta deschis e drăguț. O să-l aplic peste pată și acoper partea superioară a ghiozdanului. La final voi vopsi jumătatea inferioară. De data aceasta folosesc galben. Nu vreau să ratez niciun loc sau să vopsesc peste roz. Voi aștepta să se usuce vopseaua și apoi voi adăuga linii diagonale subțiri. Folosesc vopsea maro pentru asta. Acum voi folosi o carioca pentru a desena forme. Astea vor fi bombonelele. Apoi le voi picta pe unele cu albastru. Trebuie doar să mă asigur că nu depășesc conturul. Așa nu mă voi grăbi. Pe celelalte le voi vopsi cu alb. Asta e ultima. Cred că am terminat. E ca o înghețată. Uite-ți ghiozdanul nou și îmbunătățit. Ce părere ai? Îți place? Wow! Ăsta e ghiozdanul meu? E grozav, mersi! Ești cea mai tare, Madison! Stai așa, am ceva pentru tine. Haide, exprimă-te! Serios? Mă simt onorată! Oh, nu, clopoțelul! Trebuie să plecăm de aici! Liniștiți-vă, elevi! Lecția de astăzi e importantă! Salutare! Scuze că am întârziat! Am avut cel mai mișto vis! Era un unicorn! Nu din nou, Jared! E a patra oară în această săptămână! Nu, m-am săturat! Oh, dar voiam să învăț despre știință și alte chestii! Și unu și doi! Continuați! Sunt aici, sunt aici! Scuze! N-o să vă vină să credeți ce zi am avut! Serios? Stați așa, elevi! Trebuie să mă ocup de asta! Deci, ce-am ratat? Cât e ceasul? Nu am ceas! Ieși afară! De ce se tot întâmplă asta? Simțiți cum arde! Și unu și doi! Bravo! Minunat! Muzica adevărată vine din suflet! Bună ziua! Am ratat solo-ul meu! Liniște, elevi! Nu păreți încântată! Cât e ceasul, Jared? Oh. Nu mai spuneți! Continuăm! Iu! Credeam că o să întârzi! Am emoții! Vreau ca această întâlnire să fie perfectă!
Unde-i Jared? Ne întâlneam în seara asta, nu-i așa? Haide, mi-e așa de foame! E atât de jenant! Mama m-a avertizat în legătură cu el! Îmi pare rău, mă spălam pe cap! Am pierdut noțiunea timpului! Mă vei putea ierta vreodată? Nu! Madison, așteaptă! Poate ziua asta să fie mai rea de atât! De ce? Inima mea e frântă! Vreau doar să fiu iubit! Auci! Stai! E un semn! E un ceas, dar știi ce vreau să spun? O să schimbe totul! Voi folosi un creion 3D și voi desena linii pe cadranul ceasului. Vreau să le împart în secțiuni. Apoi voi umple marginea, dar voi folosi culori diferite. Ce drăguț arată! Mai am doar o secțiune de colorat, dar nu am terminat încă. Wow! O să fie atât de util! De ce nu m-am gândit la asta înainte? Unde mi-e carioca? Trebuie să notez fiecare secțiune. Fiecare secțiune va fi o parte a zilei mele. Nu voi mai întârzia niciodată! Stai, cât durează școala? Știu! Cred că e gata! Acum o să se schimbe radical treaba! Aici mă antrenez! Și aici e ora mea de muzică! Wow! E exact ce aveam nevoie! Nu! Am întârziat! Cu siguranță nu sunt o persoană matinală! Ok, e timpul să transpirăm! Să începem, elevi! Nu! Nu se poate! Salutare! Ce v-a luat atât de mult timp? Wow! Sunt impresionată, Jared! Haide! Lucrează-ți abdomenul ăla! Hai, să fie mai interesant! Ador provocările! E greu! Aștept cu nerăbdare acest curs! Bună ziua, elevi! Ce? Ce cauți tu aici? Sunt gata să învăț! Îmi place acest Jared nou și îmbunătățit! Deschideți-vă cărțile, elevi! Frumos, Jared! Ai o voce de înger! Asta e cea mai importantă parte a zilei! Uite-o că vine! Jared, ești aici? Nu mai aveam răbdare! Astea sunt pentru tine! Sunt frumoase! Nu la fel de frumoase ca tine! Șmecher, nu? Bună ziua! Ce public minunat! Salutare! Da, vezi să nu! Bun venit la provocarea noastră culinară! Cei doi șefi sunt gata! Bună! Vrem să creați un fel de mâncare delicios! Acesta! Wow, ce elegant arată! Aveți în fața voastră toate ingredientele de care aveți nevoie! Arată delicios! Asta numiți voi provocare? Trebuie să folosesc cuțitul ăsta? Nu e ce trebuie! Așa mai bine acasă! Wow, pare ascuțit! Scuză-mă, ai... Îți meriți soarta! Căpșuni? Credeam că nu mai contează. Ok, trebuie să încep să gătesc. Hei, ce pufos e oul ăsta? E un kiwi. Ups, țineam cuțitul invers. Acum e mai bine. L-am tăiat în felii egale. Ce n-ai? Pare periculos. Ananas! O să-l folosesc pe ăsta. Ia mâna, e al meu. Dar, și eu ce fac acum? Știu! Nu! Prea picant! Poate ar merge să folosesc ăsta! No! Forme pentru tăiat fursecuri! Astea merg folosite! O să apăs forma peste bucata de fruct! Așa o să arate drăguț! Acum o să le aranjez pe farfurie! Am făcut un turn fructat! O să am nevoie de frigăruia asta! E fix ce-mi trebuie! Perfect! O să le adaug la grămadă. Asta e tot ce ai făcut? Vă expiră timpul, grăbiți-vă! Nu-mi spune mie ce să fac! Am terminat! Și gata! A expirat timpul! Am făcut tot posibilul! Se numește Plateau du Fruit! Impresionant! Ca întotdeauna! Astea sunt fructe pe băți! Extraordinar! Dar cine câștigă? Serios? Tu! Glumești? Ia! Super! Ce distractiv e să desenezi! Bravo, scumpa mea! Ce frumoasă e oja asta! N-am nevoie de asta! Au! Nu-i bai, scumpa mea! Ce gust bun au creioanele! Ai grijă, draga mea, fii atentă ce faci. Pa, pa.
Scumpa mea! Oprește-te! Scuze, mami! Bravo! Ce frumos arată! Arată delicios! Poate doar o bucătură. Poftim? Ce ți-am spus mai devreme? Îmi strici toată distracția. Nu-mi pasă, nu le mai băga în gură. O să mă mișc rapid. Stai! Iarăși! Oprește-te, nu mai faci asta, ai înțeles? Mami vrea să-și facă unghiile. M-am săturat. Hai să ne înfruntăm. Uite ce am eu aici. N-ai curaj. Nu, dar o să-l fac să arate mai bine. Umple un vas cu apă, apoi toarnă ojă în el. Picură ojă în apă. Folosește ojă de diferite culori. Folosește-ți creativitatea. După ce ai terminat, ia un creion colorat și înmoaie-l în vas. Bagă-l în apă și acoperă-l bine cu ojă. Scoate-l din apă și vei obține un creion cu efect marmorat. Poftim, scumpa mea! Wow! Ce creioane elegante! Pot să le folosesc? Îmi place ăsta! Mersi, mama! Ah, cu plăcere! Cred că arată bine! Nu cumva să îndrăznești! Nu! Ups! Era cât pe ce! Bravo, draga mea! Nu mai am nevoie de culoarea asta! Ah, ăsta arată bine! Ah, ești așa adorabilă! Știu, nu mi-a venit să cred! Alo? Mi s-a terminat bateria! Ha? Telefonul, ajută-mă! Ah, sigur, te ajut imediat! Am nevoie de niște suc! Și o să-l torn în pepenele ăsta roșu! E suficient? Uiți ceva? Da, corect! Ce de bule au apărut! Cred că ajunge. O să ai nevoie de ăsta. Am pregătit încărcătorul. Unde ți-e telefonul? Poftim! Și am băgat încărcătorul în telefon. Și? Crezi că a funcționat? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Oh, am câteva fire rebele. Asta o să le rezolve. Poftim? Testul la fizică e azi? Of, cum am putut să uit? Poate pot să învăț acum rapid câte ceva? Manualul ăsta n-a mai văzut lumina zilei de ceva timp? Cât praf s-a adunat pe el! Căh! N-o să-mi amintesc nimic din chestiile astea. Clar o să pic testul. Vai de mine! Putea ca ziua asta să meargă și mai prost? Of! Ia stai așa! Pot să scriu pe propria piele, nu-i așa? Tocmai mi-a venit o idee genială! Pot să-mi scriu răspunsurile pe genunchi! O să fie cea mai tare copiuță din istorie! Nu trebuie să mai învăț niciodată formule pe de rost! Felicitări pentru utilizarea spațiului propriu, Madison! Și ca să fiu sigură că nu se șterge, dau cu fixativ de păr pe deasupra! Tare! Niciodată nu m-am simțit atât de pregătită! E crima perfectă! Și când profa nu se uită, aruncă o privire la genunchi! Pentru unele dintre noi, testele sunt ceva foarte ușor. Dar pentru altele, lucrurile sunt ceva mai complicate. N-o să iau niciodată o notă de trecere! Oare cum de Kate știe toate răspunsurile astea? Zici că a memorat manualul! Mă simt atât de proastă! Oare m-ar lăsa să mă uit la răspunsurile ei? Jen, nu știi acest truc special? Când ai probleme de matematică de acest tip, înmulțește rândul ăsta! Apoi înmulțește rândul ăsta! Vezi? Apoi adună astea două numere de aici. 6 plus 3 e egal cu 9. Wow!
Și ăsta e răspunsul! 693. Ce truc genial! Wow! Mulțumesc frumos că mi l-ai arătat! Nu vorbiți în timpul testului! Kate? Lasă-mă să văd asta! Ce? Ce sunt toate astea? Nu poate fi corect! Dar este! '693! Ce vrăjitorii ai făcut aici? Cred că poți să-mi spui maestrul matematician! Ăsta arată bine aici? Mie mi se pare un loc bun! Acum am nevoie doar de niște scoci! Of, hai odată! Am nevoie de două mâini pentru asta! Of! Ok, stai puțin! Așa, unde mi-am pus foarfeca? Parcă era în buzunar! Oh. Hai odată! Ah! Ce stupizenie! Am nevoie doar de puțin scoci! Ce faci aici? Am nevoie doar de o bucată de scoci! Oare ce poți să faci? Știu! Lasă-mă să-ți arăt! Lipește un capăt de o masă, apoi împăturește de două ori scociul ca în imagine. Apoi ține de el și trage. Vezi? Ce tare! Acum hai să lipim ăsta. Și gata! Yuhu! M-am plictisit. Glumești! E timpul pentru gustări. Hai să facem lucrurile mai interesante. Hop, așa! Bine! Am prins-o! Știu, e impresionant! Crezi că poți să bați treaba asta? Te rog, aș putea să fac asta cu ochii închiși. Ia uite, o să te dau pe spate. Ochiul meu! Ce spuneai? Mai exersează, o să reușești până la urmă. Ahem, vreau să pictați un curcubeu și să fie frumos. Ador curcubeele. Mie nu-mi plac culorile. Cine râde acum? Abia aștept să încep. Curcubeile au ceva magic. Ce faci? Ce tocilarie! Annie, ce mai aștepți? Treci la treabă! Dacă trebuie, dar mie îmi place doar negrul. Hai să terminăm mai repede. Dacă vreți un curcubeu, o să vă dau un curcubeu. O să fie cel mai tare curcubeu din lume. Am terminat! Am vrut să surprind frumusețea lui. Vă place? Avem un adevărat Van Gogh în clasă! Cum merge treaba, Annie? Ta-da! E ok, puteți să nu mai aplaudați! Ai mai văzut un curcubeu, nu? Oh, ora asta e o prostie! Părerea mea despre curcubeul dumneavoastră! Stai așa! Dă-mi cariucile alea! O să le aranjez în formă de curcubeu! Acum îmi trebuie pistolul de lipit! O să lipesc cariocile între ele! Aștept să se întărească lipiciul! Acum e timpul să desenez! O să frec cariocile pe foaie! O să creez un arc cu ele! Wow, arată bine! Culorile se contopesc! Ce metodă simplă de a desena! Ok, gata! Dar n-am terminat încă! Cu o carioca neagră am desenat un curcubeu pe o folie de plastic! Nu e curcubeu? E curcubeu! Șmecher, nu? Acum îl vedeți? Acum nu-l vedeți! Oh, a reapărut! Ce vrajă-i asta? Wow, incredibil! Mi-am terminat treaba! Stai puțin, ai un tricou multicolor pe tine? Nu-ți plăcea doar negrul? Ce? Nu! N-ai văzut asta? Să ne supli un cuvânt! Buzele mele sunt pecetluite! Tema mea e aproape gata! Desenul ăsta o să fie grozav! Serios? Vreau să-l văd! Nu! E încă în lucru! Ai răbdare! E gata! Și e frumos! Ce zici? Oh! E... ce e? E un cartof? Stai puțin! Poate dacă mă plec... Ah, m-am prins! E o rățușcă! Poftim? Nu! Știam! Trebuie să mă uit mai de-aproape! Adică foarte de-aproape! Oh, e evident! E o lămâie, nu-i așa? Nu, nu e o lămâie! Da, îmi era teamă că o să zici asta! E dificil! Ce-mi scapă? Glumești?
Normal, e clar o banană. Știi ceva? Las o baltă. Scuze, scumpo, ce e? E Pikachu. Da? E nasol. Ah, oare ce nu te-am luat? Un patru? Oh, e groaznic. Ar fi devastată. Dar cred că pot să rezolv problema. Îl pun pe Pikachu aici. Trebuie să ascut creionul ăsta. Și mi-am amintit că trebuie să cumpăr o ascuțitoare. Ah, mult mai bine. O să iau un alt creion și o să le leg cu un elastic din cauciuc. Fac asta și în celălalt capăt. Acum o să urmez conturul imaginii. Trebuie să respect liniile. Al doilea creion o să reproducă totul pe o foaie albă. E mai simplu decât desenatul cu mâna liberă. Gata, arată bine. Nu mai am nevoie de ăsta. Acum trebuie să-l colorez. Ce zici, Ava? Wow, e perfect! Mersi, mamă! Mă pregătesc să plec la școală. Nu vreau să întârzi. O zi minunată, scumpo. Să iei nota 10. Oh, nu! Ava, stai! Trebuie să fiu șiret. Tip-til. Hiu, e cineva pe aici? Se pare că nu. Ah, Ava e așa frumoasă și simpatică. E timpul să las chestia asta pentru că trebuie să fiu curajos. O să adore brioșa asta pe care i-am adus-o special. Oh, nu, vine! E chiar acolo! Trebuie să plec de aici rapid. O să mă ascund în colțul ăsta. Ok, e chiar lângă dulăpiorul ei. Își verifică telefonul. Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! E Jake! Bună, Ava! Ți-am adus chestiile astea! Mie? Wow! Par delicioase! O să gust chiar acum căpșuna asta! Ce bună e! Vrei și tu una? Nu! Nu-i corect! Cum de m-am vins? Ok, acum e momentul meu! Cred că o să-i placă mult lalelele astea. Bună, Ava! Hă? Poftim? Ah, bună, te pot ajuta cu ceva? Ah, nu, scuze, nu mai contează. Ok. Trandafirii ăștia miros atât de bine. Ava are nevoie de ceva pe care să scrie. Acum e șansa mea. Poftim, Ava, ia caietul meu. Ia-l și pe-al meu. Știi că adori movul. Ah, clar o să-l aleagă iar pe Jake. Uite, am trei pentru tine. Wow, caietul tău are ceva distractiv pe el. Ce? Haide, măi! Am luat câteva paiete, mărgele și piese amuzante. Am pus orice culoare am găsit. Și apoi am luat capacul de la cutia asta de chipsuri. I-am pus un strat de lipici pe margine. Și apoi l-am presat pe caiet. Așa, e gata! Un caiet amuzant și strălucitor! Nu pot să cred că l-ai făcut tu singur! Și ți-am luat și lalelele astea! O să colorez inima asta cu cretă! Oh, mi-e foame! Ura, pizza! Pizza e preferata mea! O ador! Ah, am scăpat felia de pizza pe tricoul meu! Sunt murdară toată acum! De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Am dat pe tricou! E tricoul meu preferat! Vai de mine! Ok, ok, stai liniștită! Bun, trebuie să pot face ceva? Stai! Creta! Normal! Pot să o folosesc! Bun, am creta și am tricoul pătat! E timpul să încep să folosesc creta pe sosul ăsta de pizza! Ok, așa, e totul acoperit! Acum o să-l arunc în mașina de spălat! Ta-da! Uite, tricoul tău e curat! Ești gata? Poftim! Mersi, tati! A, stai puțin, nu mai mănânci pizza așa! Gata, aia o să-ți protejeze tricoul în caz că dai iar pe tine! Delicioasă! Uneori tatăl tău poate să salveze situația! Of, nu nimeresc nimic! E atât de greu! Ok, poate dacă încerc asta? Nu, nu, nu o să meargă nici asta! Oh, e cea mai groaznică zi! Ok, calmează-te și calculează iar! Nu, nu, n-are rost! Sunt un mare eșec! Ce? Uite câtă hârtie irosește! Cum de el se descurcă atât de bine la testul ăsta? Poate merge să-i cer ajutorul? Eu? Să te ajut? Nici gând! Ești clar o ratată! Uf, nu se poate! O să fie rău cu mine! E prea popular! S-a făcut cald aici? Simt că e cald aici! Hei, ce e? Nimic.
Nu se poate! Aproape că a terminat tot testul deja! Gata, trebuie să-i cer ajutorul! Să te ajut? Ah, sigur, te ajut cu plăcere! Uite, stai să-ți arăt trucul meu de mate! Desenează o căsuță în jurul ultimelor cifre și apoi înmulțește-le! Apoi fă la fel cu primele cifre și scrie răspunsul! Iar acum trebuie să aduni acele două numere și să scrii rezultatul în mijloc! Vezi? Ăsta e răspunsul tău! Poftim! Mersi mult! Ești un domn și un savant! Acum pot să-mi termin în sfârșit testul! Da! Ador să scriu eseuri, sunt cele mai tari! Îmi place să construiesc un argument convingător! Wow! Ia uite ce mult scrie! Și atât de repede! Ciudatule! Să nu uit să folosesc și niște cuvinte de legătură bune! Of, pila asta nu-și face treaba! Am nevoie de alta! Nu, cred că am nevoie de aia mare și verde! Uf, să nu uit și de argumentul ăsta! Da, bun! Acum e timpul pentru concluzia mea excelentă! Oh, nu! Mi-am tocit vârful creionului! Nu, nu, nu! Cum o să-mi termin eseul fără el? Hei! Ai un creion pe care îl pot împrumuta? Ah, scuze! Am doar chestia asta! Eh, cred că s-ar putea să meargă! Dă-mi-o! Da! Merge! Împilește creionul și l-ascute! Super! Un vârf de creion demn de a-mi ajuta să-mi termine eseul! Hei! Crezi că ai putea să-mi scrii și mie eseul? Sigur! Oricum îți eram dator! Da, înapoi la telefonul meu! Uitați următoarea voastră provocare! Cred că mă voi descurca! Sau poate că nu! Atât de enervant! Cercurile sunt stupide! Din nou! Mă pricep, nu-i așa? Opa, e super foame! Tu faci așa? Am sărit peste micul dejun! Bine că am adus astea! Bună, amice! Pardon? Emily, știi regulile? Cred că nu mi-am dat seama! Înapoi la cercuri atunci! Acum chiar ghiorță e! Nu mă pot concentra! Stai puțin! Profesorul nu se uită, nu-i așa? Am un plan! Și implică niște cercuri! Mici cercuri de ciocolată, adică... Să înceapă spectacolul! Să facem! Arată bine! Emily? Oh, chiar am dat-o în bară! A mers de minune! E genială treaba! Ah, vreau și eu! Și mie mi-e foame, să știi! Stai! Cutia mea cu creioane colorate! Așa da! E timpul pentru cereale! Nu mă vede nimeni? Da! Abia aștept! Un deliciu! A funcționat! Super! Hei, ce treabă, isteață! Vrei și tu? Nu, mersi! Ah, stai! Huh? Uite un truc! Pun cerealele aici! Apoi e timpul pentru niște lipici și prin lipici mă refer la lapte! Au tot culoarea albă, nu? Nimic nu poate sta între un tip și cerealele lui. Nici măcar regulile școlii. Să înceapă petrecerea! Sper că profesorul nu se uită. Wow, ce fază, isteață! Poate că nu e așa nașpa, Laure. Ce se întâmplă în spate? Desenam, domnule profesor? Bine! Hei, dăm și mie de alea! Sunt bune, nu? Tema asta e grea! Stai puțin! Ce-a fost aia? Nu pricep nimic din chestiile astea! N-au nicio logică! O, nu! Formulele se multiplică! Lăsați-mă în pace! Ai luat nota 4, Justin, și mă bucur!
Ce e cu zgomotul ăsta? O să-mi iasă un cucui. Se învârte camera? Nu, probabil e o contuzie. Care-i problema, amice? De ce fizica e atât de grea? Nu înțeleg deloc. O să rămân corijent. Au, capul meu. Stai puțin, amice. Trebuie să-mi pun un plasture aici. Ce rău arată. Trebuie să fiu mai atent. Mult mai bine. Ce? Problema mea e mai importantă, tată? Nu pot să iau nota 4? Trebuie să înveți. Încerc, dar uit tot. Stai, știu. Așa te vreau, Justin. Ha? Mă refer la plasturi. Îi iau eu. Ăștia o să-mi rezolve problema. Adio, nota 4. Scot folia de pe spatele plasturelui. Am scris toate formulele pe bucățica asta de hârtie. O pun pe mijlocul plasturelui. Și o să am răspunsurile la îndemână. O să trec cu brio testul ăsta. Ce rău mă doare. Vai, ce-ai pățit? E recentă treaba, nu vreau să vorbesc despre asta. Tot o să dai testul. Normal, abia aștept. Baftă, o să ai nevoie. Asta crezi tu? O să dezlipesc plasturele astea și am tot ce-mi trebuie. E isteață treaba, nu-i așa? Credeam că e ora de desen. De ce n-am învățat mai mult? Nu o să iau notă de trecere. Stai puțin, profesorul nu-i atent. Asta e șansa mea. Trebuie să fiu foarte subtil. Ce m-aș face fără telefonul meu? E exact ce-mi trebuia. Și așa o să afli răspunsul. Acum, după ce ai făcut asta, ce se întâmplă acolo? Ăla e un telefon? Nimic nu mă poate opri acum. Serios? Stați de mult timp aici? Suficient de mult. Dă-mi telefonul. M-ai dezamăgit, Alex? Acum termină testul. Incredibil! Da, da, mă rog. Mi-a luat el telefonul, dar măcar nu mi-a luat gustările. Chipsurile astea au un ingredient special. Răspunsurile. Și cea mai tare parte e că mănânc chipsurile mai târziu. Plomești! Simt că mă privește cineva. Probabil nu e nimeni. Chipsuri pentru mine? Nu trebuia. Nu, iar! Există o singură soluție. Meriți nota asta? Ce bine a fost. Acum dispari. Sunteți rău. O să plângi. Nu e corect. Ce s-a întâmplat, băiete? Am luat un 4, tată. Mi-am dat silința. Nu fi trist. Stai așa, cred că știu care e soluția. Mai întâi trebuie să scot mânerul lupei. Acum îmi trebuie un tub din carton. Îl pun deasupra lentilei. Îl fixez cu lipici. Îl aplic pe margine cu pistolul de lipit. Acum îmi trebuie scociul ăsta roșu. Îl înfășor pe lentilă. Vreau să arate bine. Poftim, Alex! Ăsta o să-ți rezolve toate problemele. Ce e? Pune-l la ochi! Mă întorc imediat. Stai așa! Ia uite! Poftim? M-am prins! Văd răspunsurile! E incredibil! Ok, e timpul să dai testul. L-am făcut foarte greu pe ăsta. Sunt tare încrezător. Asta zic toți. O să încep. Știu că o să iei notă mică. Nici nu mă aștept la altceva. Haide, tată, unde ești? Nu, ăla e un copac. Știam eu că o să meargă deghizarea asta. Alex, aici. Perfect! Știam că nu o să mă dezamăgești. Mersi, tată. Ai zis ceva? Ce face? Ceva nu e în regulă aici. Trebuie să investighez. Până acum e bine. Ce se întâmplă aici? Nimic, nu știu despre ce vorbiți. Puteți să vă uitați. Cred că o să o fac. E un constructor ciudat acolo. Poartă-te normal. Totul pare ok. Poate că te-am judecat greșit, Alex. A fost cât pe ce? Ziua trece, banul vine. Nu pot lăsa pe oricine să intre în clasă. Stai pe loc. Știi cine sunt eu, nu? Stai să afle tata despre asta. Nu o să fie încântat. Ok. Thank you. E doar niște mărunțiși. Îl las aici. Copiii bogați. Tipa de la pază e înfricoșătoare. Cum face să am emoții? Ok,
Acum e cum, pot să fac asta. Poartă-te natural. Nu mișca! Chestia e sigură? Știam că așa va fi. Nu, nu poți intra. Pleacă de aici, ești săracă. Nu trebuie să fii atât de rea. Ce treaba? Auci, chiar m-a durut. Pe ce am aterizat? Ha? Alea sunt diamante? Wow, chiar sunt diamante. Observ ceva diferit la mine. Poate un pic de strălucire. Deci, pot să intru acum? Voi lăsa scannerul să decidă. Simt că o să fie bine. Ha? Spune bogată. Nu înțeleg, dar scannerul nu minte. Intră. Serios? Adică, evident. Trebuie să mă pregătesc pentru ore. Voi avea nevoie de cărțile mele. Mă întreb ce vom învăța azi. Sper să fie ceva interesant. Oh, bun, am ajuns la timp. Avionul s-a oprit pentru realimentare. Putem să trecem la treabă? Am rezervare la cină. Wow, uite-te la caietul ăla. Știu, este special. Dar stai să-l vezi pe ăsta. Nu, nu se poate. Uite-te la telefonul meu. Nu vine să cred ce văd. Vreau să-l ating. Nu cred. Șmecher, nu? Am chef de niște brioșe. O voi adăuga pe caietul meu. Arată uimitor. E ok să fii invidioasă. Caietul meu e atât de plictisitor. Niciodată nu am lucruri frumoase. Viața e atât de nedreaptă. Stai o secundă. Știu ce am de făcut. Voi începe prin a decupa aceste imagini. Mi se face foame. Ok, asta e ultima. Dar mai sunt multe de făcut. Știam că ar trebui să urmez rețeta. Pardon, nu mă băga în seamă. Trebuie doar să găsesc obiectul potrivit. Aha, asta căutam. Nu, nu croasantul. Am nevoie de hârtia de copt. Ușurel, nu trebuie să mă vadă. Infracțiunea perfectă. Încă puțin. Am tăiat hârtia de copt în pătrate. Apoi voi pune desenele deasupra. Acum le voi acoperi cu banda adezivă. Vreau să fie netede, să nu văd niciun pliu. Acum le voi decupa. Nu mă voi grăbi. Trebuie să urmez conturul. Arată bine. Acum pot desprinde hârtia de copt. Și o pot lipi pe caietul meu. Arată bine. Voi face același lucru cu restul. Wow, deja arată mai bine. Nu putem uita de pizza. Bună, Alex. Ia uite. Ce? Culorile? Imaginile? Wow, le ador. Speram să spui asta. Frate, testul ăsta e greu. Cel puțin am telefonul la mine. Stai o secundă. Miroase a copiat. Aha, Alex. Nu e ceea ce pare. Ești în mare încurcătură. Cunoști regulile? Dar o sunam pe mami. Ce o să mă fac? Stai, știu. Dă-mi-l. Ha? Ce vreți să spuneți? Telefonul mobil! Stai așa, nu e aici! Probabil că vă imaginați lucruri! Sunt cu ochii pe tine, ca un șoim! A fost cât pe ci! Dar am păcălit-o! Este doar o poză pe telefon! Sunt un geniu! A fost atât de amuzant! Hei! Fiți atenți! Matematica nu ar trebui să fie plăcută. Mie-mi spui. Sane, uite-te la asta. Wow, e așa tare. Brum, brum. E o mașină destul de drăguță. Titit, îmi place cum conduci. Nici măcar nu am carnet de șofer. Ce se întâmplă aici? Dă-mi aia. Fără distracție în clasă. Ups, scuze. Gata cu șmecheriile, vorbesc serios. Of, îmi plăcea ce făceam. Prinde, Sani. Iată-l că vine! Frumoasă aruncare! Continuă! Ale hop! Intercepție! Ce-am spus? Fii calm! El nu bănuiește nimic! Încă o egalitate, ia 20-a la rând! Foarte ca taie hârtia! Nu mă dezamăgește niciodată! Avionul meu e gata de decolare! Wow, ce mult zboară! Ai grijă! Am încercat să te avertizez! Nu mă simt prea bine! Scuze, a fost un accident.
Stai așa, asta îmi dă o idee. Pentru început am nevoie de o foaie de hârtie. Voi tăia niște zerouri și x-uri. Pot să las astea deoparte. Apoi îmi voi lua caietul și voi lipi o grilă pe el. Acum ne putem juca x și 0, ca să treacă timpul mai ușor. Hai să începem! Eu voi fi prima! Mă pricep de minune! Nu fi prea încrezător! Ce? Ce se întâmplă acolo în spate? E o lecție foarte interesantă! Mulțumesc, mă străduiesc! Super! Stai nemișcată, Emily! Ești gata? Normal! Ăsta e locul ideal pentru asta! Arată foarte bine! A fost o idee grozavă! Ce urmează? Sunt cu mult înaintea ta! Mă gândeam să facem felicitări! Oh, super! Uite! Simplu și la obiect! E rândul tău! Am planuri mari pentru asta! Îi lipsește o inimioară! Cred că ar trebui să fie roșie! Am lipiciul aici! O să pun un pic pe felicitare! Apoi îi pot lipi inima! O să mă asigur că stă lipită! Avem o întreagă linie de producție! Stai puțin! Cum arată? Drăguț, nu-i așa? Alea sunt celelalte felicitări? Sigur că da! Ar fi bine să mă apuc de treabă! Nu ar trebui să dureze mult! Pun lipit și lipesc! E chiar distractiv! Da? Ce e? Mai sunt o grămadă! Glumești? Hai să le împărțim! Asta ar trebui să grăbească procesul! Poftim! Mulțumesc! Trebuie să fim rapizi! Romantismul nu așteaptă pe nimeni! Hai să o facem! Un pic de lipit și o inimă! Devine plictisitor! Sunt atât de multe! Iu, ce muncă grea! Nu te opri, Emily! Ce mai faci? Nu foarte bine! La fel! Încep să cred că a fost o idee proastă! Trebuie să le terminăm! Oh, chiar trebuie să facem asta! Stai! Știu ce să fac! Am nevoie de caserola asta! Voi pune un burete în ea! Și torn lipici pe burete! Voi pune de la un capăt la altul! Apoi pot să pun capacul la loc! Acum o să scutur! Ar trebui să fie suficient! Ce faci? O să apăs o inimă pe burete! Și apoi pe felicitare! Fii atent! Ești un geniu! Vreau să încerc și eu! Wow, e mult mai bine! Nu va dura mult! Ne-ai salvat, Emily! Aproape am terminat! Asta e ultima! Am reușit! Și toate arată foarte bine! Bate palma! Ador finalurile fericite! Serios? Și-au scris greșit și numele? Asta e cel mai slab test pe care l-am văzut vreodată! Nu mai scrie Carioca! Cred că nu mai are cerneală! O să-l agit puțin! O să mă prefac că n-am pățit nimic! O să-l folosesc pe asta mai bine! Ups! Trebuie să-l ridic! Gata! Unde rămăsesem? Unde mi-a dispărut Carioca? Era fix aici! Nu poate fi departe! Cum mai notez testele astea acum? Stai puțin! Pistolul meu cu lipici fierbinte! E fix ce-mi trebuie! Nu mă dezamăgește niciodată! O să-mi iau inelul și o să-l acopăr cu lipici! Apoi o să lipesc de el o radieră! Apoi am nevoie de lipici roșu! O să desenez un 4! Apoi aștept să se usuce! Am făcut și un 10! Dar mă îndoiesc că o să-l folosesc prea des! Sunt gata să pun note! Ai primit 4! Și ăsta? Un 10? Surprinzător! E mult mai rapid așa! Trebuia să mă fi gândit mai devreme la asta! Am terminat! V-am adus testele corectate, elevi! Ce noi? Cariocile mele! Ups! Ce faceți aici? A, nimic! Eram sigură! Naomi a venit cu ideea asta! Hei, taci din gură! M-ați supărat la culme! Stai! N-am dat jos inelele! Știți ce? Nu mai contează! Oh! Ar trebui să-mi las unghiile lungi! Ce culori frumoase! Și lecția? Oh, da! Am uitat de asta! Nu-i bai, nu e grabă! Așteptăm cât e nevoie! E prima mea zi! Se vede! Luați creionele astea și desenați ceva! Nu avem nevoie de astea! Avem creioanele noastre! Sunt mult mai distractive!
o carioca mai bine. Oh, ce culoare drăguță! O să încep cu niște inimioare drăguțe. Nu-mi place cum arată. Hai să mai încercăm o dată. O să le șterg. Oare? Mi-a venit o idee genială. O să arate super. O să tai puțin radiera și o să decupez câteva bucăți din ea. O să creez mai multe forme. Apoi o să le înmoi în vopsea. Parcă ar fi o ștampilă. Îmi place la nebunie. Wow! Uite! Ce drăguț arată! Am terminat! Deci am timp să-mi aranjez părul. Ce oră genială! Wow! Ce idee ingenioasă! Aș vrea să pot face și eu ceva similar. Nu pot decupa un capac de carioca. Ups! Uite ce-am făcut! E din ce în ce mai rău! Stai puțin! Cred că știu ce pot face. Îmi dai puțin placa ta de păr? Da! Mersi! Și mai am nevoie de ceva. Un pătrățel dintr-o coală de spumă. E perfect! Ia să vedem! O să bag spuma în placa de păr. Apoi o să o pun peste un capac și o să apăs deasupra o bilă de sticlă. Așa o să creez o adâncitură în spumă. O să tai de jur împrejur, apoi o să o acopăr cu un strat subțire de lipici. Am făcut o inimioară din spumă sclipitoare. Am învelit și un capac de cariocă în spumă. Ce moale e! Wow, ce cariocă! O să fac la fel cu celelalte. Ce bine arată! Hei, Naomi! Ce e? Uite! La ce să mă uit? La cariucile mele, evident! Unde au dispărut? Nu vine să cred! Hei! Alea sunt ale mele! Mă simt super elegantă! Dar am muncit mult la ele! Frate, testul ăsta e greu! Cel puțin am telefonul la mine! Stai! O secundă! Miroase a copiat! Aha! Alex! Nu e ceea ce pare! Ești în mare încurcătură! Cunoști regulile? Dar o sunam pe mami! Ce o să mă fac? Stai, știu! Dă-mi-l! Ha? Ce vreți să spuneți? Telefonul mobil! Stai așa, nu-i aici! Probabil că vă imaginați lucruri! Sunt cu ochii pe tine, ca un șoim! Uf, a fost cât pe ci! Dar am păcălit-o! Este doar o poză pe telefon! Sunt un geniu! A fost atât de amuzant! Hei! Fiți atenți! Ups! Matematica nu ar trebui să fie plăcută! Mie-mi spui! Sunny, uite-te la asta! Wow, e așa tare! Brum, brum! E o mașină destul de drăguță! Titit! Îmi place cum conduci! Nici măcar nu am carnet de șofer! Ce se întâmplă aici? Dă-mi aia! Fără distracție în clasă! Ups, scuze! Gata cu șmecheriile, vorbesc serios! Of, îmi plăcea ce făceam! Prinde, Sunny! Iată-l că vine! Frumoasă aruncare! Continuă! Ale, hop! Intercepție! Ce-am spus? Fii calm! El nu bănuiește nimic! Încă o egalitate, ia 20-a la rând! Foarte ca ta e hârtia! Nu mă dezamăgește niciodată! Avionul meu e gata de decolare! Wow, ce mult zboară! Ai grijă! Am încercat să te avertizez! Nu mă simt prea bine! Scuze, a fost un accident! Stai așa, asta îmi dă o idee! Pentru început am nevoie de o foaie de hârtie. Voi tăia niște zerouri și X-uri. Pot să las astea deoparte. Apoi îmi voi lua caietul și voi lipi o grilă pe el. Acum ne putem juca X și 0, ca să treacă timpul mai ușor. Hai să începem! Eu voi fi prima! Mă pricep de minune! Nu fi prea încrezător! Ce? Ce se întâmplă acolo în spate? E o lecție foarte interesantă! Mulțumesc, mă străduiesc! Super! Ce sunt laturile astea? Bună, vreau un bol de chestia aia. Am fost la școala de bucătar pentru asta. Nici măcar nu știu ce este. Eu îi spun chestie verde. Pati! E cam lipicioasă. Stai puțin. Nu te grăbi. Dă-te de pe polonicul meu. Cine are nevoie de un bol? Am reușit. Poftă mare. Ia uite. Mâncare gratis. În niciun caz nu mănânc așa ceva. O să comand. Arată bine. Cocoloașele-i dau un plus de savoare. Un deliciu. Abia aștept. Ce scârbos. Cum poate mânca așa ceva?
Majordom! Ah, așa mai merge! Mersi, majordom! Prefer lucrurile bune în viață și nu există ceva mai bun decât sushi proaspăt. Arată apetisant! Îmi lasă gura apă! Stai! Ce este acel buzit? E o muscă și e pe sushi-ul meu! Ce mă fac? E distrus! O să vomit! Nu e mare lucru, e doar o muscă! Bună, Alex! Pot să mănânc eu astea? Te rog! Sper să te simți mai bine! Dispar, muscă! Lux! Ce bun e! Nu pot să cred că mă pun să stau pe podea! E tare greu să-mi fac treaba! Ce? Plouă cu bani? Ce se întâmplă? Și apoi mi-au dat un diamant! Unu, îți poți imagina? Ora e pe cale să înceapă! Oh, exact la timp! Ah, trebuie să închid! Vorbim mai târziu! Și unde te duci? Stai pe loc! Care-i problema? Stai să mă uit la tine! Nu am timp pentru asta! Exact cum mă gândeam! Nu porci cămașă! Mai vedem noi! Tati, trimite elicopterul! Acum! Vai! Ce se întâmplă? Este o rapire! Salvați-mă! Oh, o livrare specială doar pentru mine! Mulțumesc, băieți! E exact ce-mi trebuia! Să o îmbrăcăm! Ar trebui să fie bună! O voi băga pe dedesubt! Trebuie să arăt bine! Ha, mereu arăt bine! Să înceapă spectacolul! Acum pot să intru în clasă? Stai așa! Oh, mult mai bine! Îndeplinești cerințele! Scuze pentru neplăcerile create! Ah, mulțumesc! Eu ce mă fac? Poate îmi pot ascunde tricoul? Stai pe loc! Trebuie să-ți văd ținuta! Nu te mai mișca! Îmi place ce joc! Încetează! Gata! Ta-dam! Bună încercare! Dar eu vreau doar să intru în clasă! Stai! Am o idee! Voi tăia o bucată de hârtie așa! Apoi mi-o voi înfășura în jurul gâtului! E un guler drăguț! Să mergem! Wow! Sunt impresionată! E un guler foarte frumos! Intră! Mulțumesc! Ia uite, Alex! Chic, nu-i așa? Prefer mătasea italiană în locul hârtiei, dar eu fac propriile reguli! Nu port guler! O să ajungă la gunoi! Serios? Trebuie să scot niște hârtie pentru oră! Oh, am uitat de asta! Cred că trebuie să o folosesc pe asta! La modă și practică! Sigur că mașa ta nu poate face asta! Oh, uf, e greu! Sunt atât de multe de învățat! Mie îmi spui? Nu înțeleg nimic din toate astea! N-au niciun sens! Am notițe peste tot! Trebuie să le organizez mai bine! Presupun că ar trebui să încep! Așa faci tu! Eu prefer să folosesc chestia asta! Huh? Ce-i aia? Fii atentă! Voi pune hârtia aici! Apoi voi răsuci mânerul! Facă hârtia! E super rapid și ușor! Wow! E uimitor! Aș vrea și eu un tocător de hârtie! Știu! Am propriile mele tocătoare! Își fac treaba la fel de bine! Ce plăcut e! Am terminat! Dar nu mi-am făcut ordine pe birou! Încă mai am un munte de hârtii! Ce interesant! Wow! Cineva a lăsat un suc! Și încă mai e puțin în doză! Oare visez? O să-l savurez! Oh, da! La fix! Ha, ce amuzant! Frate, sunt multe gustări! Nu pot să le mănânc și să țin telefonul în mână! O să-mi pun telefonul chiar aici! Haide, măi! Ai nevoie de ajutor? E ok, mă descurc! Ești sigur? E greu de privit? Știu ce-am de făcut! O să fac o adâncitură în cutie! Încearcă pe asta! Wow! Incredibil! Stă perfect! Ești genială! Chipsuri? Încerc să ajung! Nu e vina mea că sunt prea scundă ca să rezolv problema asta? Trebuie să-mi iau penarul!
Frate, urăsc să fiu atât de scundă! Nu ajung să iau nimic! Nu văd că încerc să citesc aici! Ok, uite-o! Bună, Essie! Ah, bună! Ce mai faci? Wow! Ești super, super înalt! Bună acolo sus! Păi, îmi place mult de tine! Ar fi ok dacă te-aș săruta? Hei, pot să fiu un pic mai rapid? Haide, sunt aici jos! Bine, am nevoie de megafonul ăsta! Hei, trebuie să te apleci mai mult ca să mă săruți! Poate că trebuie să cânt o melodie la ukulele! Nu merge nimic! Stai puțin! Sunt creioane colorate acolo! Pot să rezolv problema asta? Am nevoie și de un papuc. O să-i scot șnurul. Trebuie să folosesc niște lipici cald. O să pun un strop. Acum pot să lipesc un creion chiar pe zona cu lipici. Și repet faza. Ok, am umplut spatele. Acum o să pun unul în mijloc pe față. Și pot să răsucesc noul șnur și să-l înfășor în jurul lui. Ta-da! Astea da sandale cu platformă mortale. Să mă încalț cu ele și să văd dacă merg. Da! Acum o să mă apropii ca să primesc sărutul pe care l-așteptam. Stai! Glumești? Nu a durat atât de mult. Hei, trezește-te! În fine, să uităm de toată faza. Sunt treaz! Da, sărutul! Imediat! Ok, cred că încă mai am chef să te sărut. Haide, trebuie să ne scriem numele! Hei, stai! Vreau să-mi scriu eu prima numele! Dă-te! Nu, eu am ajuns aici prima! E locul meu! Ba, e locul meu! Dă-te din calea mea! Mă rog, oricum nimeni nu o să te voteze pe tine! Nene! Nominalizările pentru regina balului! Haide, înscrie-te cu mine! Ok, bine, haide! Ce-ar fi dacă una dintre noi ar fi încoronată regina balului? Ok, stai să-mi scot pixul! Uite-l! Sunt gata să-mi scriu numele! Ce naiba! Pixul ăsta nu merge! Stai! Mi-a venit o idee! Am o banană în ghiozdan! Stai, nu asta voiam! Stai să mai încerc! Așa, am nimerit-o de data asta! Da! Stai! Clar nu asta căutam! Wow, nu te supăra, dar durează o vreme. Nu știu, am văzut episodul ăla seară. Ce naiba era aia? Bun, gata, învărs tot ce era în ghiozdan pe podea. Stai, aia e o altă cutie de suc? Hei, de fapt cred că mi-a venit o idee grozavă. Bun, o să iau cutia asta goală de suc și o să tai nițel. Acum pot să-i scot partea de sus și să iau o foarfecă pentru că vreau să o decupez pe colț. O să înaintez până în capătul celălalt al cutiei. Apoi o să fac la fel cu celelalte colțuri ca să pot să o desfac așa. Nu vreau să arate cutie de suc, totuși așa că o să o acopăr cu hârtia asta roz. E timpul să o întorc invers și să scot batonul de lipici. Vreau să acopăr toată zona asta cu lipici. Pentru că vreau să pun și banda asta de hârtie portocalie pe ea. Acum e timpul pentru strașnicul lipici cald. Pentru că batonul de lipici nu merge aici. O să mai pun una la fel, dar rotit așa. E timpul să pun și mai mult lipici cald, dar de data asta pe margini. Nu trebuie să fie mult, o să prind doar bucățica asta mică de elastic. Iar pe zona asta o să lipesc niște benzi magnetice. Ta-da! Am făcut un suport pentru creioane și alte rechizite. Elasticul poate să țină marcăre și alte chestii. Și niște bilețele se pot pune aici. Magneții pot ține chiar și agrafe. Apoi, după umplere, se poate plia la loc. Cutia din interior trebuie să fie pliată prima. Și apoi pot să o pliez pe cea din exterior. Iar acum pot să-mi pun la loc capacul pe care l-am decupat mai devreme. Hei, uite ce ți-am făcut! Ce e chestia asta? Trebuie să o deschid? Ok! Wow, nu se poate! Vezi? Acum poți să găsești ușor ceva de scris. Și acum pot să mă înscriu ca să devin regina balului. Așa! Ia uite cât de multă atenție primește! Nu se poate! Ăsta e cel mai tare suport de rechizite pe care l-am văzut vreodată! Pe care dintre aceste trucuri le încercați? Spune-ne în comentarii și nu uita să le arăți clipul ăsta prietenelor tale, să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!